fain și simplu. Prezentat de Jack Bank. Băiatul ăsta, Popovici. David Popovici, da? Fetele astea de la Wimbledon. Interviu în Gazeta Sporturilor. Cât v-a ajutat federația? Nimic. Băiatul de la Gazeta, jenat un pic, îi zice, întreabă pe antrenorul fetei de 13 ani jumătate. Ei, chiar nimic. Zici, știi, să mai ridici un pic. Băi, care parte de nimic a zis? Da. Citește-te, rog, care parte de nimic n-ai înțeles? Nimic. Cum a spus și meșterul Rebenciuc, Dumnezeu să-i dea sănătate, cum zice în Balanța? Bă, de bine, de rău, românul se descurcă tot timpul. Tu, neavând teren de iarbă în România, și tu te duci la Wimbledon. Adică aici e Divertis, clar, e un padarox, cum zicea Divertis, da? Și voi pe ce v-a antrenat? Păi, ne-a antrenat pe zbură. Păi da, dar turneul de la Wimbledon. Păi iarbă! Nu? Dacă Popovici, în țărișoara noastră, în care cel mai tare bazin din București e la Otopeni, în care cel mai tare patinoar din București, care nu există, e la Otopeni, da? În care ai trei stadioane pe care nu știi dacă poți să joci. Stadionul Național, Ghencea și Arcul de Triumf, unde nu știi. Adică joacă doar Steaua, acolo FCSB1, deci, da? Toate astea într-un oraș de 4 milioane de locuitori, unde sala polivalentă e construită în 74, ultimul titlul nostru mondial la handbal în 74, tăticule, suntem în 2 ani de zile punem de 50 de ani. N-ai cum să mai, da? Cătăline, da, crezi că umorul ăsta al nostru ne-a făcut bine? Da, sau mai ăsta mult? Ne-a salvat. Pe Caragiale l-am plimbat o lună cu Sicriu, că a zis, cine mă să scrie că e lui Caragiale? A plecat de unde a murit el, din Germania, a plecat în Viena prima dată. Bă, nu, în partea altă trebuie, a spre Viena, acolo, spre București. Bă, numai lui Caragiale putea să-i se întâmple să-i sărătăcească Sicriu. Deci noi tot timpul am fost așa o bășcălie și o caterincă, dar asta ne-a salvat. Adică umorul pe noi nu ne îngroapă mai rău. Nu. Venea Claudiu Răducanu cu noul lui tip de Audi, îl băgam acolo la Steaua sus. Și ăștia ziceau, bă, trăiți-ar familia, ce ți-ai luat? Bă, dar tu cum ai venit până aici, că n-ai carne? Și el zicea, păi automat. Automată e altceva, bă, băiatul, mă zicea Maliuță. Adică poanta era poanta. O vară frumoasă, incendiară tuturor. Cu incendiar, nu mă tăia, mă, un pic. Cu incendiar, știi ăla când sună și zice, e foc lângă mine, arde ceva. Și zice, dumneavoastră a descoperit focul? Nu, Prometeu, zice, dar ce legătură are? Salut, sunt Mihai Morar. Fain și simplu, a intrat în vacanță, dar nu și în pauză, pentru că vacanța e până la urmă o stare, iar pentru starea asta de vacanță v-am pregătit câteva podcasturi speciale în parteneriat cu Dove Men Care, singurul brand din categoria sa care oferă bărbaților nu doar eficiență sau componenta senzorială, ci și îngrijirea superioară a pielii specifică produselor Dove. Apropo, sper că ați luat cu voi în vacanță produsele Dove Men Care. Știu că pentru zona masculină îngrijirea este încă un subiect pretențios, dar cred că trăim vremurile în care și noi bărbații putem să vorbim, fain și simplu, despre hidratarea pielii, senzația de prospețime sau chiar îngrijirea pielii. De fapt, în 2022, adevărul despre masculinitate înseamnă a vorbi despre grija față de tine ca despre o normalitate. Iar grija față de sine este o valoare și o misiune pentru podcastul ăsta, fain și simplu. Dintre episoadele speciale pentru vacanța de vară, abia aștept să-l ascultați pe primul dintre ele. Se reîntoarce aici, în arena podcastului, omul plin de povești, omul care e mereu o carte deschisă. Oho, și câte cărți! O enciclopedie! Știu că l-ați vrut, l-am adus pentru voi, pentru vara voastră bună, pe Cătălin Oprișan. Începe fain și simplu. Tot ce ai nevoie e un păr puternic, frumos și rezistent. Și apoi pielea. Dacă ea e bine, tu ești bine. Revigorat, hidratat, parfumat. Și pentru final, spray antiperspirant. Salut, Mihai Morar, bine ai venit la Fain și Simplu. Despre următorul invitat, n-aș vrea decât să citesc niște comentarii de la primul episod Fain și Simplu pe care l-am înregistrat împreună la sfârșitul anului trecut. E o enciclopedie în materie de sport și istorie, scrie Răzvan Haidu. În plus, are un dar al povestirii, nu te poți plictisi ascultându-l. Excelentă idee a invitării lui la podcast. Felicitări! Tot din decembrie 2021... Mihai, știu că îl poți convinge pe invitatul tău să facă o serie de 3-5 mini-cărți de istorie povestită, frumos ilustrată, iar noi promitem să le cumpărăm. Avem nevoie de ele. Alt comentariu.
De-a lungul timpului am învățat de la el mai multă istorie decât din școală. O plăcere să-l asculți. E primul podcast la care mă uit cu pixul în mână încercând să notez tot să pot să caut și să citesc zilele următoare. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, a doua întâlnire de la Fain și Simplu cu ilustrul maestru Cătălin Oprișa. Salut, bună seara și salut. Mii de mulțumiri încă o dată pentru că, și o plecăciune tuturor celor care au scris astfel de mesaje la modul cel mai sincer. Sunt cu miile, cred. Sărumâna chiar contează pentru că, așa cum spuneam și atunci, nu? Bunul simț n-a pierit, bunul simț din partea, adică mai sălășluiește în noi bunul simț, în toți românii și da. Trebuie doar să activăm. Noi le-am dat tâmpenioare și prostii în ultimii ani și... Și cu toate astea, cu toată celebritatea asta, tu locuiești în continuare... În ZCM. Pe strada Modestiei. Am văzut, plimbându-mă cu bicicleta într-o tură de asta de București-Ilfov, Giro di Ilfov. Da, Giro di Ilfov. În Moara Vlăsiei există strada Modestiei. Acolo da. Ar trebui să stai tu, pentru că nu ți s-a urcat la cap. Nu, niciodată. Eu am spus un singur lucru, fără ipocrizie. Am spus așa, domnule, dacă noi, cei care apărăm pe sticlă, sau voi, cei care sunteți la radio, nu sunteți o săptămână, nu se întâmplă nimic. Există, da, băgăm muzică, băgăm relori, așa. Dar băiatul care ne ia gunoiul, ce facem dacă nu vine o săptămână? Că-s 45 de grade afară. Știi că toată lumea zice, mamă, sunteți importanți că apăreți pe sticlă. De ce? E o meserie ca oricare alta. Da? Fără băiatul la care face pâine, rezistăm o săptămână. Dar ea încearcă să mănânc zacuscă sau vine de fără pâine. Nu? Fără băiatul cu gunoiul, fără băiatul care îți dă apă caldă. Aici e discutat că militar nu avem apă caldă de mult, deci se poate și fără el. Suntem una dintre categoriile sociale sau una dintre meserile cel mai ușor de înlocuit. Da. Da, corect. Dar sunt foarte... Nu mai vorbim de medici, de profesori și așa mai departe, de specialiști. Uite ce se întâmplă, da. Când nu e personal în da. Aeroporturi. Avioane. Corect. Uite ce se întâmplă. Corect. Și vorba aia, nu e un, știi, un loc de... Hai, domnule, că se găsesc. Nu, uite că nu se găsesc. Hai, domnule, găsești pe unul să-ți împingă bagajele? Nu. Vorba aia, a dispărut Florin Călinescu de pe sticlă și nu... Da. Dar băieții, dacă nu vin să-ți ia gunoiul, hai să încercăm o săptămână la 38-40 de grade, vedem ce se petrece. S-a mai încercat pe locuri, da, chiar și la mine sector. Da, și n-a ieșit. N-a ieșit bine. Bate-le să nu se întâmple și în țețele. Bine ai revenit, Cătălin, bine, și mă bucur că din ce am povestit, ce am profețit la primul podcast, s-a întâmplat măcar un singur lucru, încă n-au ieșit cărțile, dar a ieșit podcastul tău, care da. E un Sărumână, podcast da. de urmărit și cu care rămâi. Am scris cartea lui Mutu, mi-am luat hate mult. Ultima carte da, a lui Mutu. A lui Mutu cu Întoarcerea din Infern. Bă, infern e că n-ai ce să mănânci, n-ai ce să bei și să dormi noaptea și așa mai departe, ceea ce pare corect, dar Adi e un băiat care știe că a greșit 100%, adică n-a spus niciodată că n-a greșit, care recunoaște că a făcut o greșeală uriașă, dar care a avut tocmai puterea să revină din treaba asta. Atenție mare de tot, el a stat la rehab, că nu mai vorbește nimeni român acum, în aceeași vilă cu George Best. Probabil, nu probabil, cu siguranță cel mai mare jucător englez al tuturor timpurilor. El acolo era pe motiv de alcool, nu mai se putea face nimic, dar era în rehab-ul ăsta. În partea altă era Adi. Și Adi a spus, domnule, după ce am stat o seară sau două și el a mi-a povestit toată viața lui, să făcea pielea de găină de 10 ori așa, a zis, mulțumesc mult, nu vreau viața lui. Nu, mulțumesc mult. Ok, Pele, good, Maradona, better, George Best, așa era, dar a zis mulțumesc frumos, foarte tare, poveștile foarte tare, asta eu vreau să mă întorc la viața de om normal, de vedetă, dar care a reușit să treacă de problemele pe care le-a avut. La Nea George, din păcate, nu, că el chiar se stingea, mi se pare că la finele anului în care se cunoștea cu Adi Mutu, a zis, foarte tare poveștile, Wikipedia, plângeam, nu, mersi mult. Bine, George Best a și spus că el a avut doar 20 de minute în viață în care n-a băut, n-a fumat și n-a avut gagi și au zis că au fost cele mai nasul din viața lui alea. Incredibil. 20 de minute. Da, da, da. Adică el primea undeva la 900 de scrisori pe săptămână, Mihai, că nu era cu mail-ul, 900 de scrisori pe săptămână, vrem să facem un copil cu tine, ești vițul nostru și așa mai departe. El a prins-o pe femeia de serviciu în vestiar. Și au ieșit doar 10 pe teren în repriza a doua. Pe cuvântul meu, nu e bășcălie nimic, a primit etrape de suspendare. A zis că își cutura sărghetele de crapoale de iarbă, doamna de la serviciu a venit să băture, era frumușică, mai tinerică și el... Da. Da, din povestea lui Adi Mutu, din Întoarcerea asta din Infern, care e episodul care crezi că e cel mai interesant? Referitor la partea asta cu, dacă ne referim strict la ce a consumat el și ce s-a întâmplat, a spus așa, aveam 4 milioane de euro în cont.
22 de ani. Un Lamborghini, nu știu de care, o denumire din aia de nu se poate citi. Cei mai tari prieteni în lume, nu plăteam nicăieri. Dar nu puteam să-mi văd copilul și soția de care eram divorțat. Mamă. 4 milioane în 2003, gândește-te ce înseamnă. 4 milioane. Cât era o garsonieră în militare în 2003? Păi am luat-o era vreo 10.000? Am luat cu 33.000 în 2013, cam așa. Vreo da? 10.000 de da, euro, hai cam să ne așa gândim ce înseamnă, da? Treaba asta. Și a spus încă ceva. Eu eram cel mai iubit jucător de către fiul lui Roman Abramovici. Da? Adică toată viața mea rămâneam acolo. Ieșeam la pensie, într-o cârge în ceva, mă treceau ăștia la 38 de ani băiadiță cu tare. Și toate astea am comis. Pentru că n-aveam, deși aveam toate astea, n-aveam nimic. Eram divorțat, cu un copil mic pe care nu puteam să-l văd, soția era departe, aveam prieteni care spuneau că sunt cel mai tare din lume, cel mai bun din univers, mă, nu există peste tine nimeni. Puiul lui Abramovici zicea, Adri, Abramovici mă iubea, aveam 4 milioane de un cord, mașini, nu plăteam nimic, jucam la Chelsea. Și-am comis-o. Ce mai întrebuia? Păi, iatiță, nimic, că le aveai bifate pe toate, știi, facem un din ăla, așa, bifați aici. Și cu toate astea comis. Asta pe parte strict de inimă, de corazon, nu știu. Pe partea ailaltă, strict sportivă, deci nu mai vorbim acum de ceea ce s-a întâmplat cu aia, a spus așa, m-a sunat Totti, Francesco Totti, care apropo s-a despărțit de Ilari. Bă, nu ți-e rușine, mă, Totti, mă, de... Mi se pare că era unul dintre cele mai frumoase cupluri bun din lume. A sunat Totti. Gândește cum e la telefon. Bun, tu ești Adimuto, dar te sună. Ciao, sono Francesco, cum o fiți? Bun, ca să nu mai lungim, a zis, te vreau la mine. El era la Fiorentina. Dădeau 20 de milioane, 19 milioane cei de la AS Roma, Fiorentina cerea 20, era diferență de un milion. De ce îl sunase Totti? Să spună Adri, că Adri spunea acolo, dau eu milionul din salariul meu că vreau să joc cu tine. Wow. Ăla avându-l pe Montella, pe toți băieții. Deci ăla îl sună și spune, bă, am înțeles că e divergență de un milion. Hai să eliminăm problema asta, că poate milionul ăsta e și chestie de orgoliu, nu cred că era vorba de un milion. Adică dacă dai 19, poți dai și 20. Bun, a zis, dau de la mine. El zice, gata, om, m-ai convins, ești nebun la cap, cum, mi s-au umplut ochii de lacrimi, mă duc la Cezare Prandelli, la antrenor, mister, 2 minute vreau să vorbesc, știu, sunt copilul dumneavoastră, mi-ați fost al doilea tată, m-ați lansat, m-ați relansat, cer. Vreau să vă zic ceva, bă, m-a sunat Totti, haide mă, continuă, el nu știa cum să-i spună, și se uita așa la unghie, mai, se rodea, mai, aș vrea să mă urc la Roma, da, mă, bine. Am venit să vă spun că vă mulțumesc, știu că nu se termină contractul, dar vă rog să mă lăsați, gata. Pleacă de acolo, sună Pantaleo Corvino, director sportiv. Ce dracu ai făcut, mă, cu Prandelli? Ce am făcut? Că trecuse jumătate de oră și a dat demisia. A zis eu, fără mutu, nu joc. Wow. Și acum, a zis eu, eram aici, oprișene. În stânga era ăla cu milion zdrângănea, în partea asta altă era demisia lui Prandelli. Ce faci? Omul care te-a ajutat. Ăla e numărul 1 în Italia sau între primii 10 atacanți din toate timpurile, legenda celor de la... Da? Ce faci? Ăla își dă haina de pe el pentru tine? Da, ăsta plânge și zice, ia mă, nu mai stau mă fără. Bă, ce ai făcut ăluia? Că zice, a venit și a dat demisia. N-are bă, ba, cu jumătate de oră și a dat demisia. E scrisă. Ce faci în momentul ăla? Bă, am rămas cu sufletul lângă Cezare Prandelli. Care ce să vezi, a venit la meciul de retragere, era la Cluj, a umblat, a venit după el, deci ei s-au stabilit. Stai mă că ți-l sun acum și îl sună. Mister, cum? Ciao, cu tare. Adică. Da, multe, foarte multe povești, noi nu... Da. El nu încearcă să scuze. A spus doar așa, eu am prizat cocaina. Cocaina îți omoară organismul. Sunt niște băieți în fotbalul și în sportul mondial, Ben Johnson, Joyner Kersey și așa mai departe, care au tras anabolizante ca să-l bată pe ăla de lângă. Păi, în aia trageți. Ei au încercat să trișeze pe concurenții, pe băieții care sunt culoare în stânga și în dreapta. Eu, prin tâmpenia pe care am făcut-o, mi-am omorât organismul. Eu nu puteam să alerg mai repede decât unul de 18 ani, da? Eu cădeam lat la ușă. Băieții ăia plecau țeavă. Păi, nu. Și nu, și toată lumea încă trage în el și el asta nu înțelege. Dar ce crezi că ne-a salvat pe noi așa, sau ne salvează pe noi, pe români? Păi, uite-te la... Sufletul, bunul simț, ăla, mintea de pe urmă, umorul. Băiatul ăsta, Popovici. David Popovici, da? Fetele astea de la Wimbledon. Uh-huh. Interviu în Gazeta Sportului. Cât va ajuta federația? Nimic. Băiatul de la Gazeta, jenat un pic, îi zice, întreabă pe antrenorul fetei de 13 ani jumătate. Ei, chiar nimic. Zici, știi, să mai ridici un pic. Băi, care parte de nimic, a zis? Da. Citește-te, rog, care parte de nimic n-ai înțeles? Nimic. E vorba de antrenorul care se înțelege perfect, de părinții care caută și încearcă să găsească resurse, de un sponsor pe care, bă, am un fin, un naș, un văr, care, haide mă, ne ajută la început. Hai să ne uităm Simona Halep, că am împrumutat 100.000 de euro ca să plece la drum, da?
Păi nu și-a vândut taică-s o fabrică de lapte. Așa mai... Bun. Popovici face antrenament la 5:30 dimineața în bazin la Lia Manoliu. Hai să încercăm să mergem în octombrie sau în noiembrie să intrăm la 5:20 dimineața în bazin la Lia Manoliu. Nu mai ieși. Adică te scoată aia. E bine vorba băieților. Vine Arafatul direct acolo și stă, da? El se scoală și mănâncă la 3:30 pentru că digestia trebuie să aibă 2 ore. Bine, și eu mănânc la 3:30, dar uite, n-arăt ca, știi, ca Popoviști, i-a mai făcut gluba asta. Bun. Și atunci toate lucrurile astea... După care se duce la școală. Se duce la școală. Și ai văzut cum vorbește. 17 ani. Matur. Calm. Cu minte. Liniștit. Arată mâncare la tata și că când apare, mă ascund, că mi-e rușine. Dar toate astea adunate. N-ai ceva doar să spui orgoliu. Orgoliu. Ce faci fără bani? Ai orgoliu. Bă, avem orgoliu de aici până în Chitila, și? Și n-are tata bani. Bă, avem orgoliu aia și n-avem un antrenor. Se găsește un băiat de acolo care, haide mă că merg eu cu tine. E tot timpul așa. Ăștia sunt miracole. Astea sunt miracole. Da, au apărut foarte multe miracole în ultima vreme. Nu e doar David Popovici. Sunt și fetele astea care au jucat finala la Wimbledon. Trăiesc sportul. Trăiesc sportul ăsta. Adică una este să te aducă mama, tata, bă, stai ca îngrăsuț, hai mă să-l dăm la fotbal. Păi tata, el e la vioară, la... Nu, dă-l mă la fotbal că e bun. Bă, nu e bun. Lasă-l să facă gen. Nu mă, dă-l. Și sunt unii care vin pentru că le place sportul ăsta. Povestea Alina Dumitru și uite, iar mi se face. A zis, bă, eu când am coborât, nu aș vrea să greșesc, dar cred că 2008 Beijing, prima noastră judoka din istorie care ia titlul olimpic. Și a zis, știi că e ceva mai important decât medalia olimpică? Și zic, băi, Alina, cu tot respectul peste medalia olimpică, nu cred că poate să fie ceva. Și a zis, ba da, o fetiță care te așteaptă, uite, o fetiță care te așteaptă în aeroport și pe care scrie Alina Dumitru, m-am întors la 5 dimineața, pe aia n-a chemat-o nimeni să mergi la judo ca Alina Dumitru, să, adică, știi, aia venise, poate aia de mâine s-a apucat de judo, poate aia s-a apucat de karate, poate aia s-a apucat de, nu contează. A zis, fetița aia e mai importantă de una care era acolo, pe aia Mihai n-a obligat-o nimeni, hai mă să merge la 5 că vine Alia. Băi, ruda ta, e neam, e verișoară, nu, păi ce caută-mă aici? Fata aia, bun, uită-te acum ce se întâmplă cu Popovici, am primit imagini de la Târgoviște și a doua sau a treia zi, o să spui, pe ce mă, s-a pleznit așa, da, s-a pleznit așa din degete și a doua zi în bazinul la Târgoviște erau 100 de copii. Măi, da? Asta mica mea, Roa, împlinește săptămâna viitoare 3 ani. Să-ți trăiască. Când vede imagini la televizor cu cineva care nuată, zice, uite, Popovici. Hai. Vezi? A 3 ani. Vezi? Contează exemplele astea? Gândește ce face Cristiano Ronaldo. Dacă Popovici în țărișoara noastră, în care cel mai tare bazin din București e la Otopeni, în care cel mai tare patinoar din București, care nu există, e la Otopeni, da? În care ai 3 stadioane pe care nu știi dacă poți să joci, Stadionul Național, Ghencea și Arcul de Triumf, unde nu știi, adică joacă doar Steaua, acolo FCSB1, deci, da? Toate astea într-un oraș de 4 milioane de locuitori, unde sala polivalentă e construită în 74, ultimul titlul nostru mondial la handbal în 74, tăticule, suntem în 2 ani de zile punem de 50 de ani. N-ai cum să mai, da? Unde avem 3 echipe, țin-o pe asta, avem 3 echipe calificate în handbal, în elita handbalului mondial, Rapid București și CSM București la fete și Dinamo București așa. Știi care e problema? Bă, cum joacă astea toate 3 în polivalentă? Că dacă joacă în 2 în același timp, bun, una joacă în deplasare, una acasă și a treia vine meciul. Unde bagi? Ce faci? Ele fiind din București. Păi stai mă că te duci la Cluj. Alo, sunt în București. Aici vin fanii. Și vine aia, zice, avem miercuri meci. Nu, că au și ele. Păi nu, am eu că sunt. Păi nu, au și ele. Ce faci? Ce faci? Și tot pe... Ei, dacă Popovici poate să facă treaba asta și copiii a doua zi să ducă în bazin la Târgoviște, erau, știi cum, erau ca broscuțele alea, știi, când întorceam leșinești cam așa, ia mai dăm una, așa erau, gândește ce face Cristiano Ronaldo sau Messi, care poate să cheme la stadion 20.000 de oameni sau 10.000 de oameni, da? Deci, un exemplu. Numai că la noi sunt miracole. Ce a venit după Ana Maria Brânză? Că am mai vorbit noi. Nimic. Ce vine în gimnastică? Păi stai bă că nu știți voi. Nu, eu vorbesc la nivel mare, sus. A zis Ana Maria Opricene, acum mă duc la paralimpice, că la Olimpiadă nu mai, la Jocurile Olimpice nu mai pot, că sunt găurită toată. Trebuie să vină ceva din urmă. Eu m-am retras. Sunt jucători care evoluează la 38 de ani fotbal. Și au zis, băi, auzi, bănea, Oprișene, nu vine tată nimic să mă dau deoparte. Eu vreau să mă dau deoparte, că îmi pârie toate, a zis. Când mă întind pe masa aia să apucă la de mine, pârâi, numai așa gem. Nu mai vreau, am 38 de ani, am început la 19. A zis, bag în 20 de ani de când am mai trecut pe acasă, să scoți de la gresire. Uite la gimnastică, Marian Drăgulescu. 40 jumate participam la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Incredibil. Am zis-o, vorba lui Gigi Nețoie, deși n-am mai zis-o, mă repet. De un miliard de ori. Bă, dar tu n-ai cohones pe tine, copilul al 16-17 ani care te antrenezi cu Marian Drăgulescu, ai respect față de el, are omul experiență, are CV-ul bogat, bă, dar are 41 de ani și omul antrenează. Păi nu poate. De ce nu poate? Nu mai are dorința aia. Cum adică nu mai are dorință? Nu mai are, ăsta are dorință să ducă la 41 de ani.
Știi că l-am întrebat, am povestit parcă câte sărituri faci pe zi, eu crezând că îi rădic mingea la fileu și Marian a zis 10, că nu mai pot. Eu credeam că zice 40 și fii atent, bă, acum, băi, marocane, facem noi o mulțire, 40 ori 30 de zile, mamă, tu faci 1200 pe lună. Și a zis, nu, că nu mai pot, 10. Și tu care ești acolo lângă, pentru că mami cu tati te-au obligat să te duci la sportul ăla. Tu nu l-ai vrut, n-ai vrut să-l faci. Centrul Mundi care a murit și a murit toată societatea românească, numai sportul, este bătătorul de covoare. La bătătorul de covoare ăla vedeai care are dexteritate, bă, ăsta e pricepul, care știe să țină picurele, fetele, că nu vorba numai de fotbal, terminați, bă, cu fotbalul, fetele veneau și făceau aia pe bar, da? S-atânau. Ăia culturiștii, băieții mai barosani din cartier, veneau să apucau de aia de sus, trăgeau, a murit aia. N-a mai avut nevoie de covoare. S-a băgat motietă și acolo a devenit parcare. N-ai putut să te duci în școală, pentru că în școală 1,5 milioane să închiriezi terenul și alelalte sunt închise. Ce faci? Ce faci? Lasă-mă că stă pe asta și joacă o fifuță. Bă, mie mi se pare că toate exemplele astea, copiii ăștia care aduc medalii de aur și fac să se vorbească din nou despre România, deși România n-a contribuit nimic. Cu absolut nimic la succesul lor, copiii ăștia, mi se pare că sunt un răsărit de soare pentru sportul românesc și că s-ar putea ca peste niște ani, așa mi se pare, dar tu spui că sunt niște miracole, niște întâmplări. Generațiile astea noi să vină probabil cu altă mentalitate. Perfect, oprește doar o secundă. Ai copilul care vrea să joace hockey. Tu ești la serviciu, soția la serviciu. Cine îl duce la otopeni? În fiecare zi. Sau de 3 ori pe săptămână și duminica, sâmbătă, duminica mea. Cine îl duce la otopeni? Bunii. Bunii cu ce îl duce la otopeni? Vorbim un oraș cu 4 milioane de locuitori. 4. Da? Schimbăm. Și atunci îi schimb sportul. Măi, tată, poate îți place ție fotbalul, că avem ceva în curtea școlii. Da? Terenurile de basket. Știi cât costă închiriatul unei săli? Au venit doi băieți care vând flori în piață și directoarea de liceu, unde e sala respectivă, e obligată să facă licitație. Tu vii club sportiv care strângi banii de la părinți cu 2,5 milioane și vin barosani. Ia, mă, 200 de euro, 300 să-și cânci noi un tenis cu piciorul. Cum te bați cu ei? Nu poți. Și atunci devii nomad. Și fiul tău care face sport de performanță stă cu ochii într-un telefon și primește cu o oră înainte unde va juca asta, unde va face azi antrenament. Școala 54, școala 82, școala 21, școala 36. Asta e fiul tău. Da. Caz concret. Caz concret, te-am văzut în public, da. Ca orice ca părinte. Hai să o scoatem pe asta cu, păi da, bă, tu ești persoană publică. Bun, nu vorbim de copilul meu. Hai să-l dăm deoparte. Hai să-l luăm pe unul din echipa adversă. Deci copilul tău a jucat... Finală de campionat municipal. 4 milioane de locuitori are Bucureștiul, sunt 85 de cluburi, el, contra băieților din echipa adversă, au jucat la 39 de grade, cu două uși deschise se facă curent, finală de campionat. Dacă chemam oficiul de protecție a copilului, închidea ăla? Băi, oprișană la șmecherul, dar apare la TV sau aici la morar, la podcast-uri, a închis meciul. Lasă-i, bă, să joace. S-a întâmplat ceva. Leșina un copil, 39 de grade, îi joacă cu plastic pe ei. Căldură de nebunei, tricou pe mine să lipise ce ai aici la Rio de Janeiro. Dar unde... tu stăteai în public, ăia jucau săraci. Ei jucau, 40 de minute de timp efectiv, acolo se oprește, fluieră ăla, 40 de minute. Dacă ăla e mie, stă 30 de minute pe teren, timp efectiv. Alegi de nebunești, piston, că nu-i ca la fotbal, bă, dacă ai mei atacă, eu până apărare stau și fumez. Acolo ești, tâc, 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 tâc. Părinții, ascultă-mă ce-ți spun aici, părinții, deci nu mi-a povestit cineva, ieșeau afară să tragă aer. Nu mai puteau, doamnele, făceau. Ieșeau afară și intrau. Și eu vin, scriu acolo și încep să-mi scrie părinții, pe care nu-i cunosc, pe Cătălin Oprișan oficial. Bă, păi tu acu te-ai prins? Zice, fetele noastre la basket la finală de Under 16 ies afară să tragă aer, ele, jucătoarele, că nu au cum să tragă aer în sală, că e tot 80% umiditate, 82%, zici că ești la Rio de Janeiro sau la São Paulo. Da? Și tu vii și spui, hai să facem performanță. Este numai din dorința copilului și din iubirea lui pentru sportul. Așa unui părinte nebun, care sacrifică tot. Eu să plec din țețeme să jucăm la basket în sala de la Federația Română de Basket, care e în capul alta Bucureștiului. Ăla poate, ăla poate, tu poți, el poate, noi putem. Și găilalți care nu pot? Ne lipim de o mașină. Lasă-mă că trebuie să puteți. Mă, copilul ăla e mort. Copilul ăla e mort după 25 de minute de joc efectiv. Nu poți să-l ia, mă, și tu dur cu tramvaiul până militar. Lasă-mă, nu. Că după aia are de jucat cu băieții de la Vardar Scopie și apar unii 1,90 m toți și uite atât de dezvoltați. Prinților, voi tot 14 ani avem, tot 14 ani. Dar ce ați făcut, mă, până acum de arătați așa? Ei, noi avem nutriționist, avem psiholog, avem băiat care ne recuperează după fiecare accidentare. Voi cu mama, cu tata, acasă. Și tu trebuie să joci cu ei, Mihai. Și crezi că performanțele astea timpurii ale copiilor din sportul românesc, să zicem, o să rămână așa... unice
adică o să crească și nu o să mai poată să le repete? Adică e nevoie de un pic mai multă investiție în treaba asta odată ce scoți capul la seniori? Clar, îți trebuie un bazin, nu mai multă investiție, știi? Îți trebuie un bazin, îți trebuie un patinoar. Da? Păi noi plângem tot timpul că... Dar uite-te că e situația în toată societatea. Hai să dăm sportul deoparte, lasă sportul. Lasă sportul. Ți se pare că la învățătură, că la educație sau la sănătate stăm altfel? Bă, și doar sportul a rămas. Sunt 34 de miniști în 33 de ani. Deci unul asta mai puțin de un an. Media acum, e sub un an. Da, e sub un an. Acum exagerăm că domnul Novac are 4 ani, deci unul asta 2 săptămâni sau 3 săptămâni. Ăla n-apucă să cunoască secretara. Lasă ea din Dolj, nu-i cunoaște, de la DGTS Bihor. El nu-i cunoaște pe ea din minister. La toate ministerele, lasă, nu, ce poate să facă ăla? Ce poate să construiască ăla într-un an? L-au dat pe Pablo Laso acum, antrenorul del basket de la Real Madrid, 2011 și l-au dat acum în 2022, că e cu inima, a avut un infarct și a zis, bă, nu știu dacă Moș Neagu mai rest. Și a zis, bă, mai putea să lăsați, el având 11 ani acolo. Mamă. Da? Și a zis, mai putea. 11 ani, tată, la construiește, ia 3 copii, gândește că el când a început să joace cu ei avea 18 ani, plus 11, iau 30. Gata, bătrâni. Ce experiență acumulează. 11 ani. Bun, și cu niște rezultate. Și la noi făcea Gazeta Sporturilor Top și zicea Croitorul Botoșan, 2 ani jumate, ăsta e tăticul pe... Ăsta e tăticul pe... Ăsta era tăticul pe divizia A. 2 ani jumate. Continuitate. Dar unde? În Spania e un antrenor la Atletico, oare? Simeone. 2011 Simeone. Decembrie. Diego Pablo Cholo Simeone, decembrie 2011. Incredibil. Da? Deci are 11 ani... În primera. În primera diviziune. Da? Tată, lasă-l. Ăla numai dacă e un cataclis sau are 10 la rând negative. Greu de crezut. Da? Și ăla construiește. Ăla ia pe ăla, îl crește. Ba, anul ăsta nu merge, dar merge cu tare. Răbdarea e un cuvânt mort în fotbalul românesc. În sportul românesc, nu în fotbal. Răbdare. Mă, ți-am dat bani? Cât vrei, mă? 20.000 de euro. Ia banii mâine, dai 8 goluri. Păi, mă, nu pot, că eu trebuie să... Păi, îmi s-am dat, mă, 20.000. Da? Răbdare. Răbdare. Și găsești 3 nebuni, în ghilimele logic frumoși, gen tatălui Popovici, pe care îl duce la not pentru că avea scolioză la 4 ani, da? Și începe treaba asta. Găsești... Și la 7 ani s-a prins că îi place. Da? Deci el 3 ani de zile a făcut în not medicinal. Uh-huh. Da? Fetițele astea la 13 ani jumătate. Tu zici, ce voință îți trebuie tu? Una din Buzău, una din Megidia. Da? Adică... Tu neavând teren de iarbă în România și tu te duci la Wimbledon. Adică aici e Divertis, clar, e un padarox, cum zicea Divertis. Da? Și voi pe ce v-a antrenat? Păi ne-a antrenat pe zbură. Păi da, dar turneul de la Wimbledon. Păi iarbă! Nu? Exemple, știi că lumea spune, băi, exagerați, există un teren. Măi, e vorba, eu vorbesc la nivel național. Să fie 200 de teren. Cum câștigi tu la Wimbledon? Avem o carpețică. Ăia sar de la 10 metri la trambuline, sar pe niște saltele. Dacă nimere salte, iau bine. Dacă nu, Doamne ajută. E cu cruce înainte. N-ar trebui să sar într-un bazin? Păi da, dar zice, la tineretul lui l-au transfondrat să facă domnul Popovici, să facă niște căsuțe, niște blocuri. Și unde mai sărim? La Sibiu? Păi ies din București. La Bacău mai e. Păi ce, Iohannis nu faci naveta la Sibiu? Da, bravo. Du-te bă la Bacău dacă vrei să sar, bă. Apucă-te bă de un sport, ca lumea, mai săriți, bă, de la trambulină. Adică, dă-le, avem cel mai bun concurent la sărituri libere de la 27 de metri cât e acolo de sus, este un băiat din România, care îl sponsorizează ăștia cu băuturile de zdarip și așa mai departe. Mm-hmm. Ăla sare în Croația, că a zis la noi de unde am o stâncă. L-am văzut, da. Și ăla când pleacă de acolo, ai văzut, închizi, nu te uiți. Blocul meu are 24 de metri, 8 etaje plus parter, ăla sare de la 27. Deci el e cu încă un etaj peste blocul meu, pune la antene acolo sus, da? Și sare de acolo. Bun. Hai să facem ceva cu ei. Păi ce vrei, mă, oprișene, să-i faci ăla la o stâncă? Unde dacă e relief? Nu-i vorba de asta. E vorba să aibă un bazin să sară măcar de la 10 metri. Să-i pună și apă, știi, cam bancuri. Da, așa am fi fost tot timpul în istorie? Nu. Nu? Nu. N-am fost așa. Am fost mai bine? Pentru că am văzut, domnule, când s-a făcut primul bazin. Primul bazin s-a făcut la noi pe malul Arad, pe malul Mureșului, la 1880. Noi am avut o perioadă între 1880 și 1930, aia probabil cea mai frumoasă din istoria României, de 50 de ani, în care numai că am bubuit economic, industrial și așa mai departe, dar aveam chestiunile astea de sport. Adică noi am avut, Mihai, stadion cu nocturnă la 1925 în București. Romcomit, ok, suia ăla și avea niște becuri de astea precum ale tale, când mai dădea la cu bășica, spărgea 3 becuri la pauză să înlocuia. Nu despre asta e vorba. Noi am pus meci de echipă națională pe stadion și a venit lumea și auzea la radio, s-a dus Gheorghe Țarii și comenta de acolo și toți stăteau frumos îmbrăcați la raglan, parpalac, pardesiu, cutare, stăteau pe stadion și auzeau meciul. Ei stăteau așa și ăla comenta de acolo și Radio România Actualități a pus n-am fost păduci flaușați, am avut stadionul Venus care avea încălzire în ăla și dădea drumul băiatul să topea zăpada. Păi noi n-am avut încălzire. Noi am avut tren automotor. Gata, mă, cu sportul ăsta că ne-ai obosit. Am avut automotor Malaxa București
Constanța, 2 ore și 28 de minute în 37, 11 iulie 37, 2 ore, știi cât facem acum? 2.02 dacă n-ai întârziere. Deci tu ai câștigat 26 de minute în 100 de ani. Da? Atenție, îl avea aer condiționat în 1937, adică hai să nu mai dăm că noi suntem tâmpiții europeni. N-a fost niciodată așa. Bun, au bine, venit... întâmplător, asta a fost perioada când perfect. Hai să s-a ridicat toată infrastructura perfect. României. De atunci trăim noi, că uite-te toate clădirile din București. Dar hai să o luăm și pe vremea comunistului. Da? Ăsta avea orgoliu, nebun. Băieți, puneți mâna și alergați, le zicea. Păi noi alergăm cu picioare. Lasă-vă, puneți mâna și alergați, nu mai știi. Dragnea de la comitetul ăsta de sportiv venea și zicea, ăla micul de ce stă acolo în barcă și nu muncește? Păi e cârmaci, băi, să dea și el la vâsle. Am zis, păi da, ăla micul nu văd, puneți mâna și alergați. Și a zis, doar și eu, Dragnea, cu respect, noi alergăm, nu putem să punem mâna. Mă rog, glume, bancuri și așa mai departe. Dar era o chestie centralizată. Nu știu, opricene nu era bună, băi, nu mai cu tare. A zis, întreb toți fotbaliștii, era bine când urcați la Forban și a zis, da, băgam câte 20 de kilometri și te mânca ursul, nu puteai să păcălești. Și a zis, Angel Iordănescu stătea așa cu ăsta când venea și zicea, ai întârziat, mai bagotură. Unde brie aici la Forban, zăpada era 2 metri, da. Și întreb pe toți fotbaliștii și rușinați așa ca să nu cumva să spună că metodele de azi sunt mai bune, bă, ți-a folosit Forbanul la ceva? Ha, uite-te la mine și zi. Da, am jucat până la 38 de ani. Incredibil. Da? Toate astea. Dar acum de ce nu să mai fac? Pentru că 90 s-au terminat. Cât ai mai rezistat? Ai mai tras-o încă 10 ani. Că a mers. E din inerție. Da? Ai avut bazele sportive, ai avut proful, cel mai important lucru din lume. Cel mai important lucru din lume, proful de la disciplina respectivă care intra în clasă. Bătea la ușă. Păi da, dar suntem la ora de biologie. 3 minute vă rețin. Bă, tu ești înăltuț, tu ești înăltuț. Ăla e gras. Ăla mai solid la judo, hap sau la haltere. Ăștia voi doi puteți basket sau canotaj. Hai, de mâine veniți. Și copilul se ducea acasă și zicea, mami, m-a ridicat ăla în picioare, tovarășu cu tare, nu știu ce. Unde sunt ăștia? Se mai practică prin Moldova treaba asta, dar foarte, foarte puțin. Ăla venea și zicea, părinții, care sunt părinți săraci? Ăsta era adevărul, cu tare. Haide-mă la box că îi dăm 3 mese. Și ăla întreba, iară să face pielea de găina 400-a oară. Câte mese aveai tu pe zi? Și ăla zicea, una. Cum tu mâncai o dată pe zi? Da. Și a doua îmi zicea antrenorul, mai bagi un antrenament și îți mai dau niște bonuri să mănânci. El făcea două antrenamente pe zi ca să mănânce de două ori. Ei aveau foame, și la propriu și la figurat. Acum vine la tatuaj stânga, tatuaj dreapta, tatuaj aici, perciunat, așa, cu tare, o gagică tunată, strunjită, cu bocușoare în spate, frumos, mașină din aia de se deschide așa, păi ce lor ai dai 20.000 de euro? Pe bune mă, ca să alerg. Lasă-mi că alergă ăsta pentru mine, că păi nu, trebuie să alergăm cu toți. I-a zis, l-a chemat pe Mutu Arigosaki și a zis, vino încă un pic, nu mai țin minte exact, Arigosaki nu mai era antrenor, era supervisorul, stătea sus și a zis, vino încă puțin. Și a zis așa, nu mai țin minte în italiană și nu vreau să o fac pe Petrarca. Și spunea așa, trebuie să joci tot timpul, pe tot terenul, pentru echipă cu toată echipa. Și a zis, știi cum i-a mai spus asta? Lui Gulli și lui Van Basten, ți-o mai spun și ție. Chiar dacă ești bun, chiar dacă ești miez, tu ai 90 de minute. Tu chiar dacă ești bun, chiar dacă ești miez, mai ai 10 cu echipier de care unui portar. Trebuie să joci pe tot terenul, tot timpul, cu toată echipa, pentru echipă și așa mai departe. Astea patru era, tutto campo, tutto tempo, con la squadra, per la squadra. Păi spunea Arigosaki lui Mutu. Acum vine ăla, ce per la squadra, mă, că telefonul lui mister, lui Iordănescu, în fiecare zi bingăne, că tu din ăla mă las, mister, nu mai vin la echipa națională. Păi tu când te-ai apucat? Că nu ne aducem aminte. Nu mai vii mister la echipa națională. Și vorbești cu Elisabeta Lipă și când începe să vorbească despre imnul național, pune mâna pe masă, dar să nu rupeți un pic asta, că dacă o să nu un pic mai tare. Uite așa face Mihai și zice. Păi mie când încânta imnul, da, stați că n-am vrut să vă știi. Se vede, nu e exagerat, că nu vine și vai veni la Oprișan sau la Morar, îl pun la măsuță și deodată curge patriotism în tine. Nu, asta simțeau. Ți-am povestit când a zis, băi, fii atent, eu trebuie să fac copilul, i-a zis lui bărbatul, între două cicluri olimpice. Poftim, băi, niciun poftim. Te pregătești, te antrenezi. Ia zi bărbasul, îl facem, rămân gravidă, îl nasc, am grijă de el un an jumate și o prinde Jocurile Olimpice. Asta a spus Elisabeta Lipă, care a participat la 6 olimpiade. Și la 7-a știi de ce n-a participat? Că s-a rugat de ministru de atunci, nu știu cine era, și a spus, fă bă și mie două culoare la Znagov, că dau ea cu bărcuțilele peste mine. Și a zis, nu pot nicio să mă duc la 7. Da? Și l-a făcut pe Laurențiu, sau nu știu cum îl cheamă, nu contează. Și doamnă s-a prins, bă, a zis, cum l-a luat pe ăsta, trăiești, bă, l-a zis ca la Los Angeles, dai, la vâsle la mine. A rămas gravidă. L-a născut, l-a dus pe ăsta mic, a zis, ce diversificare, mă, cu am mâncat în ceaun la una jumate de rupea, voi face diversificare cu greuncioare de nu știu ce și cu, să-i dăm copilașului puțin curcănel, ce să-i dăm? Mă, ca la ceaură. Era mascota echipei,
lotului tot, șuturi în fundă, l-au băgat într-o barcă, l-a crescut într-o canoe, într-o caia, canoe, într-o vâslă, într-o și așa mai departe. Și doamna s-a dus și a venit cu medalii de la Atlanta sau de unde a venit. Dar cum să mă opresc? Și acum doamna conduce federația care aduce în continuare medalii. Da, dar cum aduce? Bă, aici titluri. Nu se poate face nimic, hai în Italia. Ăia s-a pupat pe mamă, știi, cam parcă a mai zis. L-a pupat pe măsa pe taicul, nu l-a mai văzut 6 luni. A plecat în Italia în ianuarie, a zis și Paștele ce să fie? Paștele nu-l facem aici tradițional, ciocnind două, mâncăm în ce să facem? La vâsle! Și a dus în Italia. N-au văzut mamă, n-au văzut tată, n-au avut bandă ciocolată. Au tras 6 luni acolo, i-a luat, i-a dus la Tokyo și au venit cu medalii. Hai noroc! Păi, dar ce nu s-a putut opri și aici? Păi, trec băieții de la Zangov. Țiu, 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 îi zboară pe ăștia. Le taie barca în două la Orșova. Ai uitat că la canotajul le-a trecut la barca și l-a băgat pe ăla la fund? Păi, deci nu se mai poate face ceva. Ba da, sunt oamenii ăștia cu miracole. Sunt oamenii ăștia cu miracole. Și vezi că ușurel, ușurel în sporturi individuale. Că nu putem mai mult. E greu cu sporturile de echipă, e foarte greu și costă foarte mult. Au venit băieții de la U-Mobitel cu Cluj, cei mai tari posibil. A zis, bă, facem o echipă. Perfect. Fac o echipă, se duc, intră în Final Four sau ce au ajuns ei în prime. Ok, a treia competiție la nivel continental. Bă, nu asta contează, noi nu mai prindem nimic. Acum nu mai ne place nici a treia competiție. Bă, n-a mai fost, bă, și așa. Și intră în primele patru. Sunt în primele patru. Perfect, dacă o jucător străin, din ce face echipa națională? Tu ești antrenorul echipei naționale. Ești foarte bucuros că ai o echipă în campionatul tău, U-Mobitel cu Cluj, care rupe în competițiile internaționale. Și acum trebuie să faci echipa națională, să joci cu croații. Hai, fă echipă. Știi de când am mai luat Steaua București titlul la basket? Din 1991, suntem în 2022. Mamă. Știi de când am mai luat Steaua București Club Galonat titlul la volei? Din 1991, suntem în 2022. Nu s-a putut face nimic, ca mână, Nicule. Bun, un manager a fost slab, un antrenor prost, doi au fost ciunci, fără o mână, fără un picior, fără ceva, 31 de ani. 10 ani a fost secetă, 12 ani ai avut sală. Hai, scădem câte vrei tu. Bă, îți rămân 2-3 ani în care e titlul. Tu ai chemat tot timpul niște băieți din NBA, eu glumesc, ăia de nu-i primesc nimeni, au jucat, au terminat pe locul 5, nici măcar nu s-au calificat într-o cupă europeană și a venit antrenorul săracu și a zis, eu din cine, din ăla care a jucat 2 minute românul sau 4, haide bă că exagerez că joacă mai bine, mă, 6 minute. Uite, puțină lume știe, probabil, bine, eu sunt și patriot local și mă mândresc, echipa Minaur Baia Mare, echipa de handbal masculin, a jucat o finală de cupă europeană anul ăsta. După 6 de ani, ceva de genul ăsta. Cred că în 86 au câștigat EHF-ul sau ceva ce au câștigat. Da. Așa. EHF-ul. Și vorbeam cu oamenii de la club de la Minaur. Zic, bă, a jucat o finală europeană. Bun, nu sunteți la știri, București, nu contează. Zice, da, dar problema nu e asta. Problema cât e bugetul nostru al clubului și cât e bugetul alte cluburi care joacă optim. Ăia vin cu avion privat PSG-ul. Au echipa de handbal masculin al lui Paris Saint-Germain, vine cu avion privat. Și ăștia merg cu autocarul. Și ăștia merg cu autocarul. Îi dă jos și haide-mă faceți o mișcare, ceva. Și ce mișcare să facem? Că nu m-am benzinărinea spălat pe dinți. Ok, acum exagerăm. Dar la nivel de junior se merge cu autocarul în Muntenegru. Proba de ștafetă a mers cu autocarul până în Muntenegru, campionatele balcanice de atletism. I-a dat jos și a zis, alergați, mă. Și a zis, păi întâi trebuie să învățăm să mergem, că noi nu mai putem, 18 ore. Că ce să alergăm? Pe serpentinele alea, pe Muntenegru. Dă-te jos și zi, desmorțiți-vă un pic și prindeți pe 111,6. I-a zis, băi, voi sunteți întregi, dar îmi vine rău. Și sunt toate, bine mă, voi numai la bășcălie luați și așa mai. Nu, nu e vorba de bășcălie, e realitatea. Că vine copilul tău acasă, tu trebuie să-i schimbi sportul pentru că nu ai unde să-l îndrumi în București. Hockey, lasă. Not, lasă. Polo, sunt două bazine, nu cred că poate altceva. Scrim, avem o sală. Baschi, ce vrei mă să fac? Go sau scrable? De ce pot să mă apuc? Da? Șah în Cismigiu? A, stai că șah, și Cismigiu e. Și Cismigiu e, bravo. Nu poți. Nu poți. Și atunci treci pe FIFA. Care îți dezvoltă engleza, îți dezvoltă intercomunicarea și chestiile astea de socializare, dar cât? Ești, bă, și afară, că, ok, vorbești cu ăla, schimbi, ești cu unul din Scoția, ăla îți pune, eu joc cu ăla, cu tare, înveți 3 cuvinte, ăla te mai învață o harfă de-a lui, o cu tare. Bun, cât faci, mă, asta? Și după aia trebuie să ajungi la sport. Și la sport sunt toți scutiți medical, că-s bolnavi. Da, România era o fabrică de campioni, că spuneai că s-a investit foarte mult, că aveam în perioada aia... Și pe niște, practici ciudate. Pe niște practici ciudate, adică nu era normal să bați copilul să și așa mai departe. Acum să ai trece la bullying, la și așa mai departe. Deci nu, nimeni nu vine și spune că da. Dar noi așa am fost crescuți, că acum dacă dai asta o să vezi comentariul, lasă bă că era bine, n-a murit nimeni bă din bătaia antrenorului, îți dădea o palmă după ceafă și te trezea bă. N-o să vezi unul să zică bă, inclusiv din sportive. Păi știi că nu știu ce. S-a scris că la gimnastică era un regim spartan, s-a scris că la box venea, îți dădea un pumn în nas, îți rupea nasul. Nu e adevărat. Bun, or fi fost, poftim, 10-20%. Dar tu
toți fotbaliștii mari stele să uită așa, că le e rușine să zică că da, bă, m-a ajutat. Bă, te-a ajutat Forba? Nu. Da, m-a ajutat. Bă, te-a ajutat turele la 4x400? Da, nu. Nu, dar ziceai de perioada asta a regiului Carol. Da. Noi produceam atunci. El avea orgoliu. Campioni? Avea orgoliu. Păi normal că trebuia. Avea orgoliu și trebuia să demonstreze, da, că suntem și așa mai departe. Și aveai niște jucători, dar acolo jucătorii erau de calitate. Acolo Sonny Niculescu cânta la filarmonică. Acolo era Sonny Niculescu juca Naționala României. Și, bă, și a zis, băi, vorbea cu ei cu domnul avocat. Cum? Ei ți-am povestit când beau, au zis, băi, nu-i drept, bă, nu bei cu capul pe mamă. Și a plecat. Că erai jucător la Venus. Ăia se îmbrăcau, se duceau un pasaj la Villa Croa, acolo jos, la Victoria. Calea Victoriei, și ascultau, puneau discuri Calambia și Electrecord. Adică astea nu sunt tabureli. Da? Ei asta făceau. Să duceau, dădeau în casă la Dobai Calu, care cânta nevasta la pian. Și așa mai departe. Adică nu erau... Era altceva. Ei șcau cu Batistă să nădușească. Ăla s-a adresat când îți dădea... Nu era cu cartonaș, că n-a existat cartonașă până în 70. Ăla îți spunea, aveți avertisment, domnule jucător, și tu îi spuneai să trăiți, domnule arbitru. Așa era. Da? Aia era o perioadă în care... Bănuiesc că nici nu se scuipa pe teren. Nu erau semințe. Asta era o perioadă pe care nu avem cum să o înțelegem. Indiferent cât ai citit din cărțile lui Neavane, ce este perioada, nu ai cum. Adică ei la Olimpiadă, dacă citești meniul de la Jocurile Olimpice, că Olimpiada am zis că e spațiu dintre două Jocuri Olimpice, Jocurile Olimpice e competiția propriu-zisă. Dacă tu citești de la Amsterdam, de la Anvers, de la Paris, unde echipa națională a fost acolo, și citești meniul, nebunești. Ei aveau un pahar de vin roșu, mâncau brânză cu mucigai. Asta era meniul. A zis, cum, băi, erau niște lorzi. Înțelegi? Și noi am ajuns în 97 când s-a dus Iliuță Dumitrescu și a zis tanti Marina ce poale brâu avem la Bacău, și a zis să ce avem poale brâu, că azi e pe cuvântul meu, și a zis scoate-ți tot dațile tali la tetele de astea, cum se cheamă, și au venit jucătorii. Deci pe la 1900 și ceva erau cu foie gras, cu camembert, cu... Tot. Dar meniul nebunește. A zis croissant cu un dimineață, un păhăruț de aia, apă minerală. Și așa mai departe, dar așa erau ei, așa era societatea. Ei se duceau la costum și la cravată să vadă meciul. Ei umblau așa. Lui ăla îi spunea avocatul, pe ălălaltul îl poteza profesorul. Păi de ce? Aia că era profesor pe teren, pe bune? Nu, tatăl ăla era avocat, ăla a zis în momentul în care a terminat, mă apuc de să profesez dreptul, nu continui, și așa mai departe. Bun, perioada asta, bine mă, să-și cacu opriceni, era curcubeu al negru și să-și cacu bască pe cap. Bun, să-și cacu bască pe cap. Dacă te prind doi din aia gen Alfredo Di Stefano, cred că crăcănează jumătate din Naționala României. Bun, dar hai să nu încoace după 60. În sistemul ăsta comunist, nenorocit, pe care îl blamează toți. Ți-a funcționat 60-90 și te-a mai dus încă vreo 15 ani. Din inerție. Din inerție, până prin 2006. Când ce s-a întâmplat? N-a mai fost, a murit respectul, a murit răbdarea, a murit și te-ai dus la Jocurile Olimpice cu doi participanți la gimnastică. Dar care este cea mai mare, după tine, victorie a Naționalei de Fotbal a României pe care nu o știe nimeni? Pe care nu o știe? Da, pe care, mă rog, nu că nu știe nimeni, pe care... Cu Finlanda 9-0, cred. Finlanda 9-0? 9-0, când? Le-am dat finlandezilor în 70 și pentru campania de calificare la campionatul mondial din 74, dacă nu, deci este un 72. I-am prins cu 9-0, ne-am apucat de ei, le-am dat... Da? Nu se vorbește despre asta. Da, pe vremea aia erau echipe mici. Finlanda, bănuiesc, erau echipe... Și acum astea echipe mici. România și da, Finlanda era, da, o echipă mică. Sunt meciuri înainte de cel de-al doilea război mondial, când jucam cu Italia campioană mondială și ne bătea cu 1-0 sau cu 2-1, cu 1-0. Cu Piola, cu aia care au dat 360 de goluri în seria. Mamă. Deci sunt niște meciuri, în afară de astea de le știm noi, cu Argentina, cu tare și așa mai departe. Să nu uităm că... Tu la campionatul ăla mondial, unde ești cap cu Argentina 90, cu aia ai bătut RSS-ul care încă nu se desfințase. Când încep să vorbești de aia, bă, el era unul cârgâz, unul tătar, unul ceangă, unul din RSS moldovenească, doi ucraineni, cu tăticule, ei aveau un areal cât un continent, cât, da? Tu veneai de aici, de la noi, din Luceafărul, din Steaua, din Amos, din Rapidulețul și din Craiova. Ăștia erau toți. Și mai venea unul de până la nu știu unde și ăștia erau toți. Da? Și jucai cu ei. Adică sunt foarte multe. Au mers astea. Și la nivel de echipă de club, cu o investiție, cu noce. Când s-a terminat cărbunele de la Luceafărul, de la școlile, de la Cutare? Luceafărul fiind școala, un fel de da, super școală de fotbal. Academie unde i-a adunat pe toți, da? Cei mai buni din țară. Cei mai buni din țară. Bun, s-a terminat peste tot.
Acum, uite, vezi, am vorbit de exemplu numai despre fotbal. Hai să vorbim de scrimă. Bă, la scrimă ce trebuie atât de mult? Îți trebuie un culoar de ăla și două din ăla care să facă ting ting, unul roșu, unul verde sau ce culoare au. Adică, băi, stai, mă, prișene, trebuie să facem infrastructură, să facem bazine. Nu, nu, nu. Faci numai din astea. Dar nu ne ducem în partea aia. Nu ne ducem. Hai să uităm, nu mai vorbim nimic de sport până la sfârșit. Hai să zicem așa, în 1989, când a murit Ceaușescu, în București erau 311 școli generale. Câte stazi? 311. Tu în 33 de ani nu ai făcut nici o școală generală de stat. Întrebarea care, care era populația 90 a Bucureștiului și care e acum. Bravo! Da? Că aici e paradox, vorba lui Divertis. Țara era mult mai mare, adică tu aveai 23 de milioane, dar da. București erau 2 milioane, acum au venit băieții, sunt 4 milioane, București, țara mult mai mică, da? Ce ai făcut tu? Păi am renovat, lasă-mă, că vezi, eu tot e în curte la niște școli din Rahova. Câte școli ai construit? Câte spitale sunt în București? Că o dăm ca bătrânii din Cismigiu, vorba, nu din Cismigiu, că nu mai... Bun. Băi, ăia ți-au făcut Cismigiu, la serbările din Cismigiu a dat drumul, aveau din ăsta motor la fântână arteziană, era primul din partea asta de lume, apăsa la un buton și zvârlea fântână artezian. Du-te azi, atât e covorul de la găinați de la porumbei. Păi ce să le faci, oprișene, că e natural, bă, dar porumbei nu este, mă, și-a avut 15 ani. Dar restaurantul Monte Carlo din Cismigiu, care a fost construit de un arhitect foarte celebru la vremea respectivă, că de-aia și zice Monte Carlo, a fost construit ca pe coasta de Azur. Restaurantul Monte Carlo bombardat de americani în 4 aprilie 44. În 44, reconstruit prin anii 70, care trebuie să fie un restaurant pe lac. Da. Acum nu mai e pe lac, lacul e secat. Sunt niște chelneri care lucrează pe acolo din 70. Da. Și povestesc despre vremurile altă dată când sâmbăta cânta orchestra. Nu că era botez sau nuntă, cânta orchestra. Noi am avut o societate, cel puțin din povestirile bunicilor, că noi n-am prins-o, adică se mergea când ieșeau niște chestiuni din astea de n-ai cum să le crezi acum niciodată, pentru că ei erau obligatoriu să ieși la Alhambra, să mergi la Constantin Tănase, să mergi să o vezi pe Maria Tănase, asta era obligativități, adică nu era, știi, nu lumea sportivă. Mm-hmm. Așa se mergea atunci, acum dacă nu te duceai să-ți cânte Zavaidoc, să-ți cânte, acum noi nu... Bun, au murit toate, s-a schimbat și societate. Moda s-a schimbat numai rău. Toate care s-au schimbat, s-a pierdut respectul, orgoliu, mândria și așa mai departe, toate s-au schimbat numai... Adică de ce n-a rămas și... Băi, bun, s-au schimbat 8 din astea, dar uite, au rămas și 2 bune. Că o să zici că cu Popovici și cu... Care mă... Azi că nu mai vorbim despre... Bun, hai să luăm pe băieții ăștia care se duc la Olimpiadă. Tot timpul e o poză pusă pe Facebook din aeroport. Și atât. Nu se mai știe nimic de la a doua zi. Ăla vine și zice, domnule, au fost 87 de puncte, cel mai mare punctaj la Balcaniadă și a venit un băiat din România și a luat 100. Deci ăla este superlativul absolut. Unde să ia? Bine, îi vedem peste 4 ani la NASA sau undeva împreună cu 2 indieni și cu 2 vietnamezi și cu un chinez. Bun. Sau ăia de la robotică. Robotica. Tot timpul. Din Arad. Da. E o poză, râde lumea. De uite-mă ce frizuri au ăștia. Păi n-au timp să ducă la... Uite-mă și pe ochelaristul ăla cu benoaclele la bun. Și proful ăla săracul care are 2 sardine în buzunar, că la n-a avut, a avut 30 de euro diurnă, știi? Și, bun, unde să ia? Că bă, suntem noi tot timpul cu ipocrizie, cu echipa. Haide mă să-i luăm și pe ăștia, pe băieții ăștia, hai să-i luăm pe ăștia. Avem soprano, avem pe Baianț, când se duce Baianț, dărâmă toate astea, cu opera de la, nu știu, de la Milano, să urcă pe scara, vorba lor, pe scara din Milano să urcă, știi? Să duce la Paris, cântă cu profesorii aia, cu Vladimir, cu toți aia, să face pielea. Unde sunt ăștia? Păi cântă la zile orașului Băicoi, știi? Că acolo se poate... Adică... Bun, o să zici, păi bă, oprișene, suntem distruși de tot. Nu, mă, nu suntem distruși de tot, dar unde sunt toți ăștia? Și avem niște oameni, niște emini, ei se pierd pe drum pentru că sistemul de învățământ e așa. Pentru că sistemul de sport... A venit Dani Liftodi alaltă, deci nu povestim din 1962. Dani Liftodi când la Dinamo, la Steaua, la Rapid, 370 de meciuri în divizia, adică nu poți să zici că n-are ochi. Și mi-a zis, Cătăline, nu s-a ascuns nu nimic. Eu sunt la Dinamo, la clubul sportiv, la secția de fotbal. Au venit 100 de copii la preselecție, am ales unul. 100, fii atent ce spun, că poate nu ne înțelegem unde punem virgula. 100 de copii și a zis unul. Cum? Unul din 100? Da. Și a zis, mai facem și miercuri și vineri, că poate mai vin 2-3. Păi de ce așa puțin? Pentru că îi duc părinții. Aha. Copiii n-au dorință. Da? Copiii n-au, cum era înainte, scriei pe spate, puneai cu scriei cu marcorul Lăcătuș sau Hagi Lăcătuș sau Maradona. Cine voiai să fii? Te duceai departe la Craif și nu știai să scrii cu 2F. Știi? Și așa mai departe. Maradona era mai lung, ziceai, mă, uite, mă, nu mi-a încăput aul ăsta și așa mai făceai șablona tu cu mânuțele tale la 13-14 ani. Scrie Mara sus, Dona jos. Și, da, știi că nu încăpeau. Și acum au venit la Dinamo, club galonat, adică, bă, stai, n-a dat unul un anunț, un club de cartier. Păi cine-i vrea să vină la ăia, la tine în cartier? Și așa mai departe. Handbalul, basketul nu se pot juca afară.
trebuie să ai săli. Trebuie să ai niște săli cu aer condiționat, că moră ea la 39 de grade. Da? Fotbalul mai ții picorele și în spatele blocului. Astea sunt câteva discipline, ai rugby, nu poți să-l joci pe ciment. Și atunci tu, dacă nu ai toate astea, n-ai infrastructura asta, că noi tot vorbim despre infrastructură. Spania a organizat în 82 campionatul mondial pentru că îi primise în UE și a zis, dați-mă și lor așa cu tare. Ei au avut dictatură până în 75 cu Franco și cu băieții, da? Bun, deci îi omora pe stradă, cu ETA, cu probleme, cu separatism, basc, catalan. Bun, în 92 când au organizat ei jocurile olimpice, au zis, băi, e mișto dacă bași bani, să nebunezi de nu-ți iese. Dacă bași bani și ai răbdare, hai să vedem acum toate sporturile, sunt campion la orice sport. Duminica trecută, duminica X, nu contează trecută, netrecută, era așa, Carlos Sainz câștigase Formula 1, deveniseră a treia oară campioni, campioane europene la polo pe apă, fetele spaniole, și campioane mondiale la hockey pe patine, pe patine însemnând pe rolele alea, că ei joacă și de Spania. Asta într-un weekend. Într-un weekend. S-a întâmplat în weekendul ăla. Real Madrid în timpul ăsta era deținătoarea în titlul Ligii Campionilor. Ce Spania este în primele 5 echipe ale lumii la fotbal. Nadal, din 75 de ultime turnee de mare, de Grand Slam din 18 ani, 63 sunt Nadal, Djokovic și cu Federer. Reține-și. S-a împiedicat odată Kafelnikov, s-a mai împiedicat odată Agassi și mai e unul de vreo 3-4 ori Murray. Și 63 adunat cu ăștia 6, îți dau 70. Dar astăzi a publicat US Open câștigătorii ultimelor 21 de ediții ale US Open. Știi cine a câștigat în ultimii 21 de ani US Open? Cât sunt? Păi ăștia 3, o grămadă. Federer, Djokovic, Nadal și Andy Murray. 1. S-a împiedicat ăla. Bun, nu, mare jucă. Ăla are o dramă uriașă. O dramă uriașă că în Scoția, când era la școală, au intrat unul și i-am pușcat toți colegii de față cu el. Sau alături, în clasa de alături. Și el trăiește și acum cu drama aia. Deci el are o dramă de nu se știe. Despre care nu se știe. Uriașă. Și a rămas el având 4-5 anișori. Era o școală cu un program de internat, un fel de grădiniță, ceva sau... Oricum, o tragedie uriașă. Au murit colegi, 20 ceva de colegi sau nu știu până... Adică trăiește cu drama asta și... Dar n-are legătură cu tenisul, dar vreau să zic. Dar mie îmi place mișto cărela asta a românilor. Păi da, mă, a câștigat Djokovic, că s-a retras Nadal, că dacă nu se retrăgea Nadal... Nadal și tot era în ăla. Da, exact. Nadal la 17 ani avea 5-5 după el. 5. Un nutriționist, un psio, cum zic ei, psihoterapeut, un băiat care s-a ocupat de presă la 17 ani, că Nadal voia tot timpul să o ia direct și a zis, nu, mergem la băieții ăia, că ea sunt, uite, ea în colț de acolo, sunt viitorii tăi fani, hai să le dăm autografe. Și Nadal a zis, pero sunt 50. Sunt 50, a zis, și le dăm la toți. Și gata din momentul ăla, da? Și noi a zis... Adică l-a exersat la vârsta aia? La 17 aia? Ani. Și a zis Hănescu, l-am prins, l-am bătut în octombrie. L-am bătut de la mucis. Pe Nadal. A acumulat atât de multă experiență în 7 luni, că în mai m-a bătut el și nu l-a mai bătut niciodată de atunci. Păi stai mă, nu l-ai mai bătut, că venea cu ăla cu mas de 50, da? Că a zis, eu lingeam 3 beri. Asta era refacerea mea și el lingea apă plată atâta timp, atâta cât avea nevoie. Că nutriționistul îi spunea, dacă ai jucat 6 seturi și 87 de game-uri, de ce trebuie să bei, mă, exagerez acum și atât, de ce trebuie să bei, mă, 3 litri jumate? Eu zice, făceam cu hop, și mă hidratam, că asta era hidratarea la români. Și a zis, eu încăram singur gențile și eu mă uilel, păi, cine ar fi trebuit să-ți care? Păi, a 5 băieți care erau, că eu în timpul ăsta dădeam autografe și cuceream publicul și aia la meciul următor hăiau pentru mine. Păi da, ce forță are Djokovic după ce anul trecut a fost efectiv tăvălit de... Da. Păi a câștigat o rusoaică, a câștigat o rusoaică care nu are voie să participe și un băiat care Rivachina. Nu e... și un băiat care nu e vaccinat. Da? Deci, ce tăvălit, forță de... Nu tăvălit, că e frumos pus tăvălit. L-au ținut aia ca în pușcărie în hotel. Exact. Era la un geam și făcea... Sunt viu, sunt cu tare. Știi, mai trebuiau 2 grati. Și mai erau cu niște băieți acolo apatrizi. Mai erau 2 din, ai văzut, din Sierra Leone, unul din Guatemala. Ce muncitori pe acolo. Da, ce să nimerise. Da? Asta este de voință. Cum voință este și la Popovici. Băi, ia stai mă așa, ninge afară, dar ia lasă-mă cu antrenamentul tău, trăi țarnea, mută-o la 5-30 să mergem la Complexul Sportiv Național Ia Manoliu, ridicat în 53 cu prilejul jocurilor internaționale ale tineretului. Suntem în 2022. Pe ăsta l-avem. Pe ăsta l-avem, da? Și cu ăsta ne lăudăm. Și băiatul, ia lasă-mă cu notul ăsta al tău, am făcut în not, uite ce corp am, ajunge, nu tată, mergem și cu tare și cum vorbește și... Sunt foarte multe exemple, hai să nu numai Popovici și fetele astea, că nici Ana Maria Brânză era ciuruită, da? Și a zis, când am căutat un coleg, un partener de antrenament, n-am găsit și și-a chemat, zice, un prieten al meu
Ungaria. Stai, Ana, zic că ne-ai la mișto acum, tu n-ai avut... Nu, nu se găsea în România un băiat să mă antrenez cu el. Adică toți sportivii ăștia au făcut niște sacrificii imense. Nu, dă-mă, noi acum ne-am trezit cu Popovici, dacă n-aveam pe Popovici, ca cu 3 săptămâni nu era. Ce făceam? De cine vorbeam azi? Nu era nici fata asta, nici Popovici. Despre cine vorbeam azi? Nu, toți ăștia au făcut niște sacrificii. Hagi a plecat acasă de la 5 ani. N-a mai trecut, l-au scos de la întreținere. Da? Și toți, și mari sportivi, sunt mii, zeci de mii despre care noi nu știm, pentru că avem campion la box despre care nu se mai scrie. Și așa mai departe, nu ăștia, Vaștag, Leu Doroftei, Mosu Doroftei și cu tare, sunt campioni uriași. A, avem o echipă de handbal. Apropo, am vrut să spun când ai zis de Mina Orbaia Mare și am uitat. Am făcut interviu cu Xavi Pascual, antrenorul celor de la handbal, de la Dinamo, 9 ani de zile la Barcelona. Știi ce mi-a spus Catalino? Tu știi de unde am învățat eu basket? Handbal? De la Berbece, de la Zaharia și de la Stângă. Omul direct, dar nu ca să te flateze. Și a zis, știi cum? Nu era internet și astea. Aveam niște chestii, niște cărți desenate și arătat Zaharia trage acum cu dreapta, Berbece cu stânga sau care era Interul cu... Și după alea învățam. Stângă care a avut Teleuro Bingo, da? Da. Și care a fost ultimul antrenor cu care noi am obținut un rezultat remarcabil la nivel de echipă de club. 2006 am câștigat cupa EHF. E modestă, mă, că e ultima cupă. El a avut o nebunie, aduna niște băieți în sala polivalentă, steau București, cu Șania, cu Voina, cu Mazilu, cu așa, și a zis hai. Și au început și a venit din Zagreb, ei bătută, a venit aia Scopie, sau ce, ei bătută, hopa! Și a venit aia portughezii, Lusitanii, hopa! Și a luat titlul. Dar tot dintr-o nebunie. Bun, și anul următor l-ai mai luat? Nu. Următorii ani mai luat? Nu. La Dinamo e o nebunie a președintelui Ionuț Popa, care are 34 de ani, a fost numit la 32 președintele clubului Dinamo. L-a luat pe Dănuț Lupu și a zis în avion mergem la Pascual. Unde mergem? La Pascual, la Xavi. Bești nebun, ăla e antrenorul Barcelonei. Vine încoacă, îi spun eu că nu știu ce cu tare. Și Ionuț Popa în 2 ani de zile l-a luat pe un băiat Xavi Pascual și pe un băiat David Popovici. Ia uite amândouă. Eu mi-am rămas șocat când am aflat salariul lui David Popovici. Da. Mă așteptam să fie plătit la cup cu niște milioane. Hai, știi cât are bugetul Dinamo? 12 milioane de euro pe an. Știi cât are Steaua București? 18. Deci ea nu l-au pierdut din cauza banilor, cum se spune. Hai să o dăm și pe asta, că i-a dat Dinamo 7.000 de euro pe lună. Păi noi n-am avut să-i dăm. Alo, aveți plus 50%. Astea-s publice, intri pe site-uri. Davmen Plascare prezintă Clean Comfort, creat să acționeze în timp ce joci cel mai frumos meci, performant în orice situație. Davmen Plascare, piele curată și hidratată plus protecție 48 de ore. Deci Steaua București are buget mai mare și a pierdut pe Popovici. Exact. Cu le vorba de incompetență. Dar nu e treaba noastră, aici un podcast de oameni liniștiți. Da? Dar gândește-te la treaba asta. Păi și nu vine domnul Dâncu și zice: "Băi, ia să ne uităm puțin la colonia care l-au pierdut pe ăsta. Hai să vedem un pic cu stată că nu merge chiar așa. Da, bă, l-am pierdut. Facem și noi anchetă la club să vedem." Facem și noi, bine. Mortul de la groapă nu-l mai întorc. Da? Băiatul din bazin nu mai vine. Da, ce faci? A, deci cluburile astea care sunt cluburi de bugetare, stat, da? De stat. Au bani ăștia. Da, 12 milioane. Adică e o normalitate să plătești un David Popovici cu 7.000 de euro pe lună. Am aflat noi acum, noi știam până cu 3 săptămâni. Habar n-aveam. Niciodată. Dar există acești 12 milioane. Bă, plus, bravo, minus câți ori fi. Bravo domnului Popa că... Hai noroc. A luat fostul antrenor al Barcelonei aruncă, da? Și Dinamo la handbal este... Și el a zis, tată, eu am vreo 5-6 proiecte, dar n-a venit nimeni după mine acasă. Mi-a trimis la un mail, mi-a trimis la un DVD, un CD, descarcă-mă un WeTransfer, un PDF, la tu ai venit după mine. Hai în România. Mai fusese. Omul mănâncă ceaun, pui la ceaun, dă nebunești. Mi-a spus Catalino, nu mai mâncați papanaș cu dulceață. Dar de ce? Toarnă numai ciocolată, râuri de ciocolată. Pe cuvântul meu, dacă bag în ele. Nu mai mâncați, Catalino, papanasii cu dulceața. Dar cu ce, băi, domnul Pascual? Cu ciocolate. Și omul a zis că-i fierbe ceaul pe asta. Bun, el gata, e român de-a nostru, de-a Xavi. Dar să vin cu acea înseamnă nici că... de la obor i-ai trimis sau... Nu. Nu? Nu, că a zis că mănâncă ceaun, pui la ceaun. Îi făcea fiul sus semn. Și zic, vă cheamă, da, mâncăm ceaun, pui la ceaun. O pronunță perfect. Deci e de-a nostru, mă, vorba ta. Nici trebuie să-i mai trimit, însă... Toți cei care au avut succes, au bubuit în România, da? Într-o săptămână, două, trei, o lună, au plecat prin străinătate. Să ne Hănescu, Andrei Pavel, toți ăștia cei. Și românul, alo, și frână, ușor, trage frâna de mână. Dar ne mândrim cu faptul că în ziua în care el concura la finală la 100 și la 200 de metri, cum au zis foarte multe fete din presă acum, sunt răutăcioși, a zis la 100 de metri fluture... Ce rău tăcesești, oprișai. Bun. Nici noi nu știm cum se tricotează două pe față, două pe dos. În L'Équipe,
că acum toți citim L'Echipe. Măi, în L'Echipe, acum lăsăm bășcălia, când dădeai L'Echipe un fără, era analiza unui fost mare campion de-a lor, spunea ce șanse au înotătorii francezi la aceste campionate. Jumătate de pagină. O pagină întreagă era analiza românului David Popovici. Pe casca lui, am imaginat un vânt, nu mi-o povestește cineva asta, când se pregătea să sară de pe geamandură, era să zic, de acolo, de pe bloc starturi, era casca cu râu aici și steagul nostru. Atunci ne mândrim. Băi, românul David Popovici. Și vine omul ăsta de la, o să repede 400, mi-a plăcut, nu știu cum îl cheamă, Adrian, și a zis, mai ușor mă cu România, băiatul care antrenează pe fata de la Wimbledon. Uh-huh. Și eu dați-mă cu România și cu ații nebunii la... Păi ce trebuie să ne bucurăm că ne-am născut în România? N-a zis omul nimic, a zis eu vorbesc strict de federație. Deci vă dăm minci? Nu. Rachetuțe? Nu. Teren? Avem teren de iarbă? Nu. Deci ce va da federația? Bă, n-auzi când ți-a spus nimic, ești nebun? A zis antrenorul fata aia, bărbata. A zis antrenorul fatele. În condițiile în care Camelia Potec a făcut enorm, enorm. Primul lucru... Nu știu dacă cel mai important, acum să nu o hiperbolizăm, să ne iasă nouă povestea frumoasă, dar un lucru important este că doamna Potec s-a întors în România. Ăsta e cel mai important lucru. Sau cel campion olimpic. Că a avut 5 ani de Franța și i-au zis, ăia, tată, noi îți închidem granița, nu treci. Unde te duci, mă, la ăia, unde aveți bazinul mai scurt cu 40 de centimetri, că au furat ăia și nu putem să-l omologăm. Unde te duci, mă, unde voi aveți bazinul de polo? Am mai povestit asta? Mai... Da. Bun. Și așa deci mai bazinul de la... De polo de la Galați, cred că despre el era vorba, sau de la Cluj, Cluj sau Galați. N-avea unghiul de spargere. Și când se ridica poloistul imens, frumos, imberb, acest Poseidon, acest Neptun, și dădea cu mingea, îi venea mufă valul ca la, în Hawaii la surf. Și a zis, stați un pic, bă, nu-i bun ăsta. Păi nu ne-a zis nimeni când, mă, că trebuie să facem de polo. Am făcut un bazin normal, de strand. Și a zis, luați ăla și au spart de jur împrejur și au făcut mai departe. Bine, noi la Otopeni, unde ne lăudăm noi acum că, mamă, campionatele europene, cu tare, noi n-am avut până cu două zile înainte oameni care să dea cu mopul. Noi am făcut cum se face românește, hai, bă, dă-i drumul. El în plus era bazinul de acum un an de zile, mai 2021. Dar n-au avut oameni să-i dea drumul. Acolo se face un circuit de reciclare, unul chiar umpli un bazin cu aha, bă, sări și mai vede peste un an. Bazin olimpic. E cu omologare și a zis că e, pare banc, dar nu e. A zis că dacă sunt cu minți acum băieții de la Dinamo, le-a cerut domnul Popovici și o tabelă și a zis că îi aduce și tabelă ca lume. Știi, nu e ca bancul cu dacă suntem cu minți ne pune și apă? Bă, a zis Popovici că dacă mai luăm un titlu, aducem și o tabelă. La nivelul ăsta suntem noi. Pentru că s-a pârlit tot ce s-a putut pârli, s-a furat tot ce s-a putut fura. Am văzut acum o imagine cu Lupoaica și de jur împrejurul ei sunt furate toate dalele de la Lupoaica la kilometru 0 al București, unde ne dă numai românitatea, de la râm ne tragem noi, cum ziceau și Grigore Ureche și toți băieții, nu știu, spar tot în jurul ei. Mă, acolo nu mai e fotbal, acolo au pârlit unii alea. Da? Nu mai e că nu mai avem stadion, teren. Păi stai, mă, că Lupoaica aia, nu știu dacă aia, da, dar aia Lupoaicele alea au fost furate de nu știu câte ori. Da, și plimbate în tot București. Și aia, inițial era acolo, acum a abandonat-o acolo și... Da? Singurul parc din, sau avem două parcuri în Țețemeni, între care unul Institutul Politehnic, știu, nu râde. Care e închis. Care e închis și acum l-a deschis că a zis, băi, voi veniți, furați, spargeți pe aici și plătește Institutul Politehnic. Aici nu-i parc, mă, ăsta e campus universitar. Și primarul a zis, bine, mă, îl iau eu sub oblăduirea mea, deschide-n el. Și l-a deschis după 2 ani jumate. Dar 2 ani jumate nimeni n-a putut să COVID, intre. A fost și mult COVID în CCM. Dar cum să știi, tu te bucuri că ai campus, un campus universitar transformat în parc? Măi, acolo să duc studenții, să și așa mai departe. Adică tu te bucuri că nu, mă, fă un parc. Fă un parc. Aici nu mai are legătură cu sportul. Da? Da, ușor, ușor am pierdut toate astea. Am pierdut respectul. Adică jucătorii ăștia bătrâni au spus, eu am vorbit cu cum, eu m-am schimbat 2 ani jumate, a zis pe calorifer. Păi de ce? Păi dar n-am prins scaun. Cum să intru la... Dădeam să mă așez și acea... Aici stă cu tare. Și... Dar era respect. Ok, era și bășcălia asta, și botezul, că erai tânăr cu tare, dar era vorba de respect. Adică a zis, eu intram ultim, a zis Todi, Iftodi a zis, toată viața mea până am ajuns veteran, m-am spălat ultimul. Stăteam, a zis, cu transpirația pe mine o oră jumate. Că se spălau barosanii, scăpau, să punu, nu scăpau, să mai șcau cu prosopul pe spate, eu stăteam într-un colț. Și abia după aia mă duceam și mă spălam. Aici nu mai era chestia să spună Mike Tacu, tu, bă, te speli ultimul. Nu te duceai tu! Că îți mai luai un pumn în cap, că era respect, că nu ce. Nu, era o chestie, știi? De obicei să vorbești cu dumneavoastră, cu jucătorii de la Sevilla, care au 10 ani peste tine, n-au mult. Și zic, cum să-i spui lui Banda? Auzi, bă, e găboajă. Până nu spune el, băi, zi-mă, Gabi, că-ți dau una. Dar tu vorbești cu... Da, dintre jucătorii ăștia tineri care spui că vin 2-3 meciuri, după aia îi dau un mesaj lui Iordănescu. Da. Tu nu știi unde sunt dacă... Tată, nu mai vin, da. Că n-are rost. Dacă întreb la repezele, ia zi-mă unde joacă ăla.
Cred că e, dar nu joci teatru, știi? Cred că e împrumutat. Zi-mă repede unde joacă, la ce echipă joacă acum. Păi a jucat în America, fost împrumutat la niște arabi, cred că s-a întors la acum, a luat Mircea, Răzvan Lucescu la PAOK sau pe undeva, pe în Grecia, să mor nu știu unde și s-a retras. Ăștia suntem în momentul ăsta. Și ăla da. N-avea loc Craioveanu, care era golgheterul lui Real Sociedad San Sebastian. Și a zis, păi de ce? Păi da, era atacant Vio Moldovan, Florin Răducioiu, Adi Ilia Păruse, ăsta l-altul venise 2001, Marius Nicolae, Gică n-avea loc. Gică Craioveanu nu prea prindea convocări. Da? Tu aveai 16 jucători care jucau în primera divisiune. În primera, în cel mai spectaculos campionat din lume. Acum câți ai? Niciun. În continuu e câte unul împrumutat. De la Cremoneze, la Pistoiese. Da, de la... Dar zi-mi niște faze de astea tari. Că, ok, nu mai avem fotbal, dar umor e... Umor cred că mai avem, nu? Cu... Nu. Nu. Nici umor? Nu. De exemplu, un mare jucător la Rapid, nu pot să-i dau numele, începe cu P, să termină cu Ancu, a venit și a spus, Cătăline, nu mai avem bețivi, bă. Nu mai avem bețivi? Eu nu mai am cu cine să mai beau. Lasă fotbalul, a zis. Ăștia toarnă Red Bull în whisky. Șprițul tată trebuie să rămână. Noi eram și fotbaliști și bețivi. A venit Nea Costică Ine, Dumnezeu să-l ierte, și a zis, terminați, bă, cu Semeghin spaima sticlilor de vin. Eu sunt cel mai mare bețiv din istoria lui Namă. Păi voi știți ce jignire mi-ați adus mie? Cum să spuneți că Semeghin e cel mai mare bețiv? Voi auziți, ați auzit de Costică Ine? Păi nu m-a dus o dată treaz, mă, la antrenament, a zis. La bețivăneala era bețivăneala, joc cu joc. Nu. Ei, asta a murit și acum. Nu mai sunt poantele astea. Nu mai sunt. Adică venea Claudiu Răducanu cu noul lui tip de Audi, îl băgam acolo la Steaua sus. Și ăștia ziceau, bă, trăiți-ar familia, ce ți-ai luat? Bă, dar tu cum ai venit până aici? Că n-ai carne. Și el zicea, păi automată. Automată e altceva, bă, băiatul meu, zicea Valiuță. Adică poanta era poanta. Bă, dacă e automat așa, zi, bă, băiatul meu. Da? Erau poate din astea grele care, ei tot timpul că spun, zic, bă, noi putem povesti 10%, pentru că 90% nu se poate povesti. Ei? Erau poante deștepte, adică Fane Petcu, mare jucător la Steaua, dar certat cu niște probleme așa, a zis și Toma Ivan, doi jucători cunosc, care a zis, avem amalgam în gură pus de Nea Loții Bălon în tribună. Cum? Ăla a cerut în contract. Loții Bălon i-a zis, îmi pui niciun scaun de stomatologie. Unde mă să spune? La tribună. Mă, ești nebun? Ce scaun mă să spune? Eu nu vreau să-mi pierd mâna. Bă, Loții. Loții Bălon avea... El era stomatolog. Dar nu e legenda asta. Asta știu că e stomatolog. Fane Petcu are amalgam în gură de 36 de ani. Toma adică, Ivan... plombă. Amalgamul ăla, da. Că nu era din asta și șmecheră. Da, plomba aia. Și rezistă și acum. Tu îți dai seama cum i-a pus-o? E o poveste imensă asta cu tatăl lui Cristi Brancu, colegul nostru. Așa. Este primul team manager din istoria fotbalului nostru. Nu știu cum să spunea pe vremea. Responsabil cu ce vrei tu. Și l-a chemat la Ilie Ceaușescu. Vină încă. Mă, avem un nebun pe Loții Bălonii. La punctul 26 din contract a scris că vrea un scaun de... Ce vrea? Un scaun de stomatologie la tribună, la Steaua. Hai, vrerea, Ilie, băi, la bișto. Și a zis, fă-i rost. Și a zis, de unde? Acum e simplu, te duci la Tehnomedica ESA și a zis, de unde să-i faci? Du de ea unul de la spitalul militar. Pac, s-a dus ăsta cu papuc, nu e bășcărie nimic, a parcat lângă așa și s-a dus la domnul Hariu, care era doctor, colonel și așa mai departe, și a zis, amestec un scaun. Și a zis, vrei să-ți bache cleștele ăsta pe gură, ți-ți scopă ochi? Nu e niciun scaun. Băi, ajută, ăla, cum să-mi iei scaun? Și a zis, am ordine la Ilie Ceaușescu, haideți făcut o cheie de 16 șuruburile și a lașca unul. Dar l-a pus în partea elalt. Și Loții a zis, băi, cum adică să te doară, mă, Steaua, a zis. Mă doare de nebunesc, la cabinet cu tine. Păi ce cabinet? La mine sus. De ce l-ai și antrenat, Loții Bălonii? Nu, era cu echipier cu ei, că era 96, el era jucător. Era jucător și a zis, sus acolo, băi, te-am trecut 36 de ani. Și niciun capac de canalizare nu rezistă 36 de ani. L-a rezistă plouă domnului Petcu și domnul Toma Ivan. Adică, de asta spun că era altă mentalitate. Poantele erau așa, lăcătuși a zis du stângaciul lui Gonzo. Gonzo, ridică-te mă și tu și schimbă caseta asta video. Și el a scos și dădea să o bage pe partea elaltă. Și a zis, ușor mă, că nu video ca asta, dar de câte o parte. Apăruse, erau și niște casete mai șmechere, dublu, pe doi așa. Adică și poantele erau altfel. Dar fotbalul cum era? Că toată lumea spune așa, ceartă-mă ca jucător pentru ceea ce am făcut pe teren. Șprițul, beții, bănele, de ce dați în ziar că am cântat manele și că am pescuit? Și că îmi face rău treaba asta. Și că beau și că fumez. Ceartă-mă pentru ceea ce am făcut. Tamaș a zis, eu am fost în luna noiembrie jucătorul lunii. 37 de ani. De ce mă cerți?
De ce mă ceri după aia? Păi ce exemplu? Lasă-mă astea cu exemplu și că nu m-am născut eu să fiu exemplu. A zis, de ce mă ceri? Am dat pe lângă ea în meci, da, ceartă-mă și dăm nota 3. Zic, bă, ești varză, retrage-te. Dar atâta vreme cât eu sunt jucătorul lunii la 37 de ani și copii ăștia de 21 de ani, vai de capul lor, sofiliți în mintul 30. Nu mai mă certa. Dar nu cred că mai merge pe fenomenul sportiv cu alcool, cum mergea odată. Adică, 4 pachete de țigări fumai Iftodi. A zis, am fumat la Dăner, fumam la pauza meciului Steaua Dinamo. Ce făceai? Fumam vălătuci, a zis. La pauza meciului, reține. Nu te-am culcat niciodată. Băi, Daniele, n-are cum. 4 pachete. 4 pachete, dar... Bine, eu știu jucător mult mai mare decât el din Naționala României. Craif a murit din cauza cancerului la plămâni. N-a putut să oprească niciodată. El pe bancă la Barcelona fumai și a un vălătuc. Nu vedeai când scria Craif acolo jos pe bortieră, care mă dântrește. Era un fum continuu. Dar, în timp ce el fuma, la Steaua Dinamo, în vestiar, deci la un meci Steaua Dinamo în vestiar, Dumnezeu să-l ierte, Hâldan și cu Florentin Petre plângeau de să rupea cămeșa pe ei, 18-19 ani. De ce plângeți? Noi n-am bătut niciodată Steaua. Și nu o să-i batem nici azi. Și Iftodi s-a ridicat, a stins țigara în vestiar. Le-a dat 2 palme după ceafa, a fript 2 casmale, le-a dat capul de pereți. Băi, treziți-vă, îi batem azi. Și-au bătut. La pauză erau conduși. Și aia plângeau că nu bătut să Steaua niciodată. Știi că am mai povestit cu Neaimi, care a zis, eu nu vorbesc cu râd niciodată, dar aș vrea, Cătălin, să-ți povestesc o întâmplare cu Neabiția Bolzan, care niciodată... Ți-am mai povestit-o? Care aia... Mă rog, ca să nu mai lungesc, a zis, el nu suduia niciodată, dar ne-a înjurat atunci și mâncaseră bătaie la Petrolul, la Ploiești, și Piția Bolzan a zis, ia în genunchi toată lumea, mă. Și noi am zis, dar suntem ofițeri armate române. În genunchi, mă, povestea Neaimi. Și ne-am ajutat în genunchi, zice, eram colonei, locotenenți, dai seama, în armata română, împușcat dacă auzea că... Și a zis, ia jurați, mă, că în 2 ani de zile luați campionatul de acum. Păi voi vă bate joc de sigla CCA-ului, mă, că vă încing pe toți. Tu, Cris, tot, și dă-i și nu știu ce. Și a zis, ia uite-te, vezi, 63, 53, 63, cât a fost atunci, a luat campionatul, 53, 54 și nu știu exact. Păi voi vă bate, de ce? Aceau că-și bat joc de siglă. Da, umor involuntar mai produce fotbalul românesc sau sportul românesc? Tu zici că nici umorul nu mai e, umorul ăla de vestiar. Dar s-a pierdut și umorul ăsta calitativ și în afara vestiarului, știi? Adică se duce Gardoș la Sportul Studențesc. La Sportul Studențesc, gașca nebună. Acolo niciodată nu putea intra. Așa erau ei considerați gașca nebună. Curelea, Ferfelea, Varga și așa mai departe, toți jucători. Și a zis, Gardoș a intrat bun jucător, tehnic, bun, da. Înăltut, fundaș central, cu tehnicitate pentru un fundaș central, wow, știi? Și a zis, după ce a terminat antrenamentul, noi ne-am uitat așa la el, bă, ok, băiatul, el s-a dus să se întindă pe masa de masaj. Ei avea o singură masă de masaj, primul. Și a zis, în timp ce stăteam așa și dădeam să gemeam că ăla mă întindea cu niște revulsing, cu cel în revulsing, că ăsta e vasul la toată, cu Voltaren, a zis, am fipt un cuțit lângă mine, în fața ochilor, și a zis, ce faci și mai obosit? Dă-i drumul de aici când îi facem noi masa. Și m-am ridicat, m-am dus la domnul Șiman și am zis, foarte mișto echipa, dar eu n-am ce căuta aici, mulțumesc mult, foarte ok. Zis, la cuțit are. S-a fipt un cuțit la nas, așa, ce faci și mișto, obosită? Păi tu ai venit prima, acum ai prima antrenament și strâmb, dă-i bă, marș, dă-i drumul de aici. Adică erau niște chestiuni din asta, dar ei erau fotbaliști. Erau fotbaliști, Lăcătuși când a intrat și a zis, bine ați venit, domnule Lăcătuși, a zis, să mă rămam, a venit și tata. Când Emiene așa vorbea cu ei. Și a zis, bun venit, domnule Lăcătuș. Să moară mama, ești tata cu mine? Cine să-mi spună mie, domnule Lăcătuș? Da? Da. Tudorel Stoica, cum bun simț ieșit din comun și acum vorbește cu dumneavoastră, cu tine și așa mai departe. Dar ei veneau ăștia de la Dinamo, păi a zis, eu Cătălin, Neamir ce a zis, Cătălin, dar eu mă duceam la antrenament cu... Nu, eu i-am spus, domnule Neamir ce a zis, am auzit că în dumneavoastră în 82-83 vă duceați la antrenamente cu echipul sub braț. Cu echipul sub braț. Mamă. Să investi pe jucătorii de la Corvinu cu Nedoara așezarea în sistem conform al... Și a zis, numai de echipa ai aflat, dar nu ai aflat că aveam Calarin, că mi-aduceau din Argentina, tu nu aveai că Guerin Sportivo din Italia. Nu zic, eu zic așa, general. Deci Mircea Lucescu mergea la antrenament la Corvinu cu Nedoara. Cu ele sub braț, unde era jucător antrenor sub braț, să-l învețe pe Andone, pe Redding, pe Gabor, Canguru și așa mai departe. Bă, hai să citim... Venea echipul la combinatul siderurgic. Venea că avea niște prieteni, așa, știi? Și să, dar el le cerea. Că la nu vine singur Gherinu, ci echipul, da? Și a zis, vai de capul nostru, dar ne omora dacă nu mergem la teatru o dată pe săptămână, a povestit Andone. Andone, Ioana Andone, a zis, nea, Mircea, ce teatru ați văzut săptămâna asta? Unde, bre, la Hunedoara, a zis, la combinat, băi, eu vorbesc serios cu voi, ce teatru ați văzut, ce film? Dezvoltați-vă, bă, băieți, zicea. Puneți, bă, mâna și citiți. Da, Toma Ivan a zis... Eu când m-am dus la Steaua, s-auzea numai Mozart. Ce dreacu s-auzea? Ascultau Pițiși cu Beloni. Avea un pick-up mic.
de ăsta portabil, un Walkman, bă, și ascultau pe discuri de ele mici, ăia și jucau șah. Să mor dacă bag în ele. A zis cu băieții. Deci pițurcă și cu Belloni. Și Belloni ascultau Mozart. Da, a zis, s-auzea Mozart. Nu știa Mozart. A zis, bă, s-auzea da. Muzică. Ce dracu, măi, de mormântare, ceva, buric care vaze. Și s-au dus și la ăștia, mă, s-aude. Și aia ziceau, hap, calul, ia, nu știu ce, și așa mai departe. Acum nu mai era perioada interbelică, nu mai era 1939, vorbind da, de 86. Erau. Da? Așa erau ei crescuți, așa erau sportul, sport. Bețivăneala era bățivăneală, a zis Iftodi, era mult mai important să participi la repriza a treia decât la primele două reprize. A zis, luai amendă. Acolo să suda echipa. Da. A zis, da, exact ce spui tu, acolo să suda echipa. A zis, bă, primele două reprize puteai să joci bine sau rău. Asta e, prinsese și o zi proastă sau bună. Dar la repriza a treia nu lipsea nimeni. Să venea cu nevasta, cu prietena, cu tare acolo, să... Uită-te la marile echipe. Ok, ei nu fac grătar, nu cântă manele, dar Real Madrid, pac, să întorc băieții ăia toți și vin acolo frumos și stau la masă, un barbacoa, cum zic ei, știi? La barbecue. Dă Messi o masă și așa mai departe. Noi n-am înțeles asta, am înțeles macul, bă, s-au întâlnit, iar au cântat manele. Hău, 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 hău. Dar uite-te cum cânta Naționala Italiei da. În autocar, da. Între meciuri. Nu ți se face pileaca de găină când începea să cânte? Dai la maxim sonorul, pică televizorul. Italia, Italia, Italia. Ce ai, mă, sunteți nebuni, ce aveți de faceți așa? Ăia la rugby ne-i văzut pe ai noștri când se iau de tricourile și își torcesc carnea pe ei, pentru că ea asta simt, nu cred că le zice unul. Să vă apucați mai tare că dă bine la televizor. La noi apare ăla, știi, zici că sunt ăia lui Bendeac. Când i-a făcut Bendeac, ea Chioru, Șchiopu, Mutu, Orbu, știi, și erau toți așa și... Din păcate, asta este societatea. Bun, și ce facem acum? Că rolul jurnalistului în asta este să gutare, să... Cine, mă, să vină jurnalistul să-i bage pe aia pe teren? Păi ea trebuie să vrea să joace la echipa națională. Mă, dar tu ca om, ca jucător la echipă de fotbal, Clubul X, ai venit de la Baia Mare. Uh-huh. Mă, ce vrei? Să joci la echipă de top, ca să-ți crească salariul, să prinzi echipa națională, să te duci în străinătate. Nu, zice, nu mai vor asta. Cum să nu mai... S-a schimbat asta? Da. Pentru că cineva în Baia Mare, prietenii tăi care spârlesc din bani, îți spun, Mihai, ești cel mai tare din Baia Mare. Mă. Nu, ești mie, ești... N-a fost, mă, ce jucător a fost aici? Bălan, ce Lucică Bălan, mă, ia mai zic. Nu există, tu ești Dumnezeu. Unde pleci tu, mă, la Steaua? Să te pierzi, bagaboante, golani, stai mai aici cu noi. Și zici, toată viața ta dorința e să rămâi la FC Baia Mare? Da. Nu. Este duci la echipa națională. Dar ce echipa națională? Te duci acolo? Nu, mă. Cum adică nu vrei să prinzi o Spanie? Nu vrei să prinzi o Italie? Nu mă rămâi aici, că la Pitești ești miez. Ba, asta o făcea numai Negicu Dobrin, care își permitea să fie miez pe unde voia. Dar noi ceilalți, ăștia la de ei, ceilalți jucători, haide bă să tragem un pic să ajungem la Parma, la Palermo, la Empoli, la Cremoneze, nu știu. Să joci acolo și te vede unul de la Milan. Bă, ăsta e, aleargă-i cu tare. Că Radu Ștefan are 45 de ani de când e la Lazio. Exact. Da? El tot e bătrân, are pe aici venele cu tare. Tot la, el mai, a mai prelungit cu un an. Când s-a dezbrăcat, acum ne-am ascuns toți. Când s-a dezbrăcat acolo la 35 de anișori și a pus ăla pe el ventuzile la să facă vizita medicală, a zis îmbrăcarea, că ne facem de râs. Și el cu ale lui, că n-a mai vrut să vină la echipa națională și... Mă rog, au da. Văzut ei ceva și a speriat. Apropo de spiritul de echipă, că vorbeam mai devreme de Minaur Baia Mare, care a jucat o finală de cupă europeană la handball anul ăsta. Știi că m-a sunat un prieten de acolo, care jucător la club, Răzvan Pop, și mi-a zis că le-a pus jucătorilor în vestiar podcastul cu Fain și Simplu cu Gică Popescu. Luați-mă înainte de meci și ascultați povestea unui campion. Au intrat aia pe teren, au rupt. De ce crezi că la Guardiola pune gladiatorul, gladiator, și el altul pune Any Given Sunday sau alea, cum se chemau, știi? Toate astea din toate. Pentru că astea sunt motivaționale și... Da, și mai ales când pui un din ăsta un român care, bă, omul a reușit, are cu greșelile pe care le-a avut pe final de carieră, nu-i treaba noastră să analizăm. Bă, analizați-mă ce am făcut pe teren. Când s-a terminat, nu mai mă analizați, mă, dacă am mâncat cartofi prăjiți cu cutare. Păi da, dar lasă-mă că mâine Nea Cornel a avut hectolitri de băutură. Da, e o poveste din istoria României, nu neapărat din sport, pe care ei spune-o fiului tău, care probabil ai spus-o, da? Unor copii care se duc în momentul ăsta, ascultă podcastul spre antrenament. Sau au un meci important, intră într-o competiție. O poveste care, din istoria noastră, a românilor. Da, e greu de... Sunt multe, probabil. La prima care vine minte, e foarte greu de înțeles. Se spune că Piția Polzan, Alexandru Polzan, este primul libero din istoria fotbalului. Nu există Beckenbauer, nu există Belodedici, nu există toți ăștia mari al lui Elenio Herrera, este Piția Polzan, care în 45 era libero. Imperial, am mai zis eu, avea părul dat cu briantină când dădea cu capul unii să mișcau firele de păr. Bun. 45 după război. Erau atât de săraci
și de amărâți încât mâncau biscuiți de războiu cu marmeladă. Asta era prima. Dar... Atenție, în România se murea de foame. Da. La dar, propriu. Câmpiția Polzan în 47 avea meci de fotbal. Colegii, el era angajat la Rogifer, la fostul Malax, la Viitorul 23 August. În momentul în care ei aveau meci, toți ceilalți în sărăcia aia cruntă adunau un kilogram de carne care piții al nostru din meci. Și ăsta moare de foame dacă nu mănâncă. Și el mânca doar vineri seara carne ca să poți joace sâmbătă. În rest era biscuiți de război, mânca biscuiți de război cu marmeladă. Vineri seara toți ăia muncitorii din grupa lui, care erau niște amărâți, n-aveau un adun leu, sărăcie, foamete, molimă și așa mai departe, strângeau un kilogram de carne să-i facă lui Piții o friptură. Că mâine avea meci. Și eram simbolul lor. Astea erau vremurile. Ăla e primul libero din istorie. A murit în anonimat, adică în anonimat și prieten cu băutura și, și așa mai departe. Da? Acum nu poți judeca la ce... Nu. La ce viață da? A avut. Larisa Iordache. 7 operații. Măi, eu n-am fost de 7 ori la Giurgiu. N-am ajuns. Ea are 7 operații. Da? Și zice, mă duc la Jocurile Olimpice. Băi, Larisa, tu nu poți să mergi, nu să te sui pe bârnă. Strâng din dinți. Fata mea, tu ai 7 în același loc, cred că nu mai ai nimic acolo, cartilaj, oricine ți-ar face, domnul Codorean, ai 7 bucăți într-un loc. Mă duc acolo. Și s-a dus. Camelia... Și-a povestit asta, am avut un podcast, da, cred da, că știu, în decembrie anul trecut. Federația nici măcar... N-a sunat-o. Nu că n-a sunat-o, a acuzat-o că a adus-o degeaba la Olimpiadă, că ea s-a retras înaintea... Pentru că avea niște dureri, dar nu putea să... Nu mai putea. A zis, în viața mea n-am avut asemenea dureri. După 7 operații, vorba ta, în același loc. Noroc cu podcastul ăla, că s-a împăcat cu Federația, s-au prins aia de la Federație. Bă, am greșit, stai un pic. Hai să dăm un telefon. Hai da, brav. Dar nu e normal. Și toate astea sunt povești. Acum ei au început, Mihai, să fie băieți deștepți ăștia de 14-15 ani. Și ei spun așa. Merg din plăcere la sportul la care, pe care îl iubesc. Mă duc la 3 antrenamente pe săptămână. Mă duc la meci sâmbătă și duminică. Sunt olimpic la spaniolă, sunt olimpic la română. Am luat dele, sunt vorbitor, sunt recunoscut de guvernul spaniol ca vorbitor de limbă spaniolă, ca limbă străină. Am avut 10 pe linie de la clasa pregătitoare până între a 7 inclusiv. Niciodată n-am avut nicio medie de 9. De ce mă fur arbitrii? Ce îi zice taxul? Au greșit. N-ai cum să greșești când mingea intră în coș. E ca și cum ai vedea un gol. Nu, tati, că aici e sistem mai... Nu, a fost 11-10. De ce s-a terminat 10-10? Eu nu mai vreau la competiția asta de mâine. Băi, copilul meu, nu mai vorbi așa, că toți greșim. Ce? Noi, numai Doamne, Doamne, e fără greșeală. A intrat mingea în coș, a zbârnit plasă. Ce zic eu lui ea? Vin cu altă... Mi se pare că vin cu altă educație. Știi? Și nu mai poți să-l păcălești. Și nici nu sunt învățat să tacă. Da. Așa cum au tăcut generații întregi. Uite, la David Popovici mi se pare că are un discurs matur, rece. Clar. Ăștia la alții erau mai învățați, că bă, știi ce, respectul, nu poți să țipi la ăla, nu poți să vorbești cu ăla, nu poți să... și așa mai departe. Și elevul de zi cu zi de la școală care se ridică și spune, doamnă, nu cred că e așa ce a spus. Păi cum mă contrazici tu pe mine cu Eminescu? Da, pentru că am citit, nu pare să fie în casa lui ăla, la junimea, ceea ce a recitat-o la Titu Maierescu, în casă la Cuțare, știi? Și mai departe, nu prea poți să-i mai... nu-i mai faci acum, pentru că ei sunt la un clic distanță cu telefonul mobil. Tu, ca să te contrazici, plecai la o bibliotecă, ți-aducea aia un ziar greșit, mai stătea 2 ore până, nu mai trebuia. Da? Unde accesai tu? Asta. Dar acum ești la un clic distanță și dacă 6 surse spun că l-a citit-o la, nu la junimea, ci în curte la Titu Maiorescu, acolo la pe strada, la Bulevardul Maghieru, în colț, unde-i fântâna, bă, n-ai ce să mai facă profesorul. Și atunci trebuie să te recunoști vins. Așa și în partea asta. Bă, dacă îi vin cu niște argumente, bă, eu ți-am venit la antrenament, ți-am venit la meci, n-am dormit noaptea, mă întorc ăștia mei cu cerșaful. Am factură de metatarsian 5 până la 14 ani și 3 pneumonii, toate făcute pe terenul de sport. Ăla de ce mă fură? Copilul meu s-a greșit, nu. Nu. Păi ce crezi că s-a întâmplat? De ce joc într-o sală cu 39 de grade? În NBA sunt 22 de mii acolo. Toți la costum, la cravată. Unul nu-i transpirat. Lor are merge aer condiționat. Da, acolo e căl... La ăia nu e cald? Ăia toți sunt acolo. Vine Jack Nicholson cu sacoul pe el, în primul rând, acolo cu stăjă. L-ai văzut vreodată nădușit să curgă apile așa pe el, să facă un selfie, să moară viața mea, e cald, de nebunim aici. L-ai văzut vreodată? Sau ei sunt imperial toți? Dar să duce Kim Kardashian la meci, curge machiajul, machiajul pe față. Dați-mă, Batista, că suntem nădușit. Noi eram 200 acolo, ei sunt 22.000. Bag o mașinuță, vine aia pe teren, că e sponsor. Trac cu niște puși, cu burger, cu hamburger, cu nu se întâmplă nimic. Adică sunt 4 ore durează la ei.
4 ore durează la un spectacol, tu dai drumul la 2 la meci, când te scoli la ceas, dimineața aia încă joacă. Pentru că, da, aia încă joacă. Un meci de 12 ori 4, 48 de minute de timp efectiv. Da, pentru că la ei bagă sponsor, nu e treaba noastră. Ei acum numără în sală. Ei ar trebui să piară câte 10.000. Dom'le, au mai murit 10.000 ieri la meci, că n-a mers aerul condiționat și că n-a avut ăla freon și așa mai departe. Și acum nu mai merge cu heirupul de atunci. Uită-te la David Popovici, se pare că dându-i o palmă după ce afă la arunci în bazin, cu el trebuie să vrești, cred că, nu cu dumneavoastră, dar e alt tip. Da. E altă societate. Impune respect. Băi, aruncă-te, mă, în apă! Stai, mă, cu cine vorbești tu așa? Pentru că pe vremea aia așa și funcționa. Pentru că ăsta era sistemul. Ăsta era sistemul. Noi am plecat de la Dorel Vișan în cel mai între pământeni. Ia filmează, mă, ia să vezi cu Dumnezeu. Băi, toți a venit aici pentru reeducare. Ăla era tip, da? După care, de acolo am pornit. S-a trecut la antrenorul ăla care n-avea foarte mari metode, nu era un fin psiholog. Îți rădea două palme după ce a fost și băgai 11,7 pe 100 de metri. Că știai că te căpăcește ăla. Stau că te aștepta nea pui un capătul ăsta la ceea ce faci, mă, ai ratat, hai mai bag o tură. Păi unde, mă, că sunt 8 km până sus la stația meteo? Până acolo bagi. Și alergai ca să nu mai bagi în cotură. Da? Bun, toate astea nu mai funcționează. Ce faci? Că tu ai rămas cu mentalitatea aia. Dacă îi dau la una, câștigă. Nu, că vin trei germani care nu primesc un pumn în cap și te bat. Ăia te înving. Și vine ăla și zice, eu când m-am dus prima dată la centru de la München, așa, ei aveau 8 terenuri de zgură și noi în București câte avem? 2. În știi? Tot București. Sau tot, sau ceva, de sei sau de iarbă. Sau de... Tu unde joci tenis în sectorul 6? Păi eu nu joc tenis în sectorul 6. Dar unde joci? Mai mult în Pantelimon. Păi tu nu stai militar. Ba da, și traversezi tot București și așa mai departe. Și ăla lângă casă. Nu mai vorbim de sportul din astea, de nu știm să le scriem. Da? Dar care e cel mai frumos meci la care ai fost vreodată? Am prins un Steaua Anderlecht 3-0 în minutul 25. Arie Han, dacă nu mă înșel, era antrenor, a spus la cum aș ca Steaua, când s-a calificat în final. Uh-huh. Mâncase răbătaie cu 1-0 acolo, la Bruxelles, și m-a luat tata 10 ani. Mi-l aduc aminte perfect, știu și unde am 10 ani erai la Înghencea, nu? Înghencea. Și a venit, de ce am rămas așa? Pentru că Cristi Țopescu, care era un fel de ofițer de presă atunci al Stării în 86, a scris pe tabelă notre respect Anderlecht. Tata, ce scrie, mă, acolo? Și toți ăia se uitau într-o țară comunistă. O limbă franceză care nu se vorbea, că noi făceam rusa și cel mult engleza, a venit un nebun și a scris Steaua Anderlecht 3-0, pițurcă 2 și așa, și de desubt notă respect Anderlecht. Cum adică, mă? După ce am bătut de după ce am bătut și, bă, da, a zis, cum era aia, felicitări, așa, onoare vinșilor, că așa să salutau ăia Spartania cu... Și domnul Cristi Țopescu așa era crescut. Wow. Și a scris notă respect Anderlecht, să vadă toți ăia. Și Cristi Țopescu, care cred că era interzis atunci la comentariul la TVR. A comentat domnul cum zicem noi, Coca-Cola Teoharie, care trăiește și acum Coca-Cosma Teoharie și a venit la Ana. Da, verde-verde și aduce aminte perfect. Perfect tot. Ia spuneți de ce. Dom'le, mi-a fost emoție, de-aia am zis suntem. Am avut emoții, de-aia am zis suntem finaliști. Zis? Suntem finaliști, cupa e la București. Adică mai aveam un meci. Deci ăla este așa. Am prins meciul de retragere a lui Gică Hagi, ultimul meci din echipa națională România-Italia 2-0 pe Roa Budan, pe Heysel, unde muriseră niște oameni în 85. Uhum. Unde fusese finala din 29 mai 1985 Liverpool cu Juventus și unde muriseră copii de 11 ani Andrea Casirani s-a prăbușit tribuna și s-au bătut și așa mai departe. Am prins meciul ăsta, am prins ultima finală live de Cupa Cupelor acolo, s-a închis Cupa Cupelor după aia la Birmingham, la Aston Villa pe stadion, Lazio cu Mallorca. Adică după aia s-a închis. Așa a decis UEFA și am fost la meciul ăla și așa mai departe. Și plus astea pe care noi acum le considerăm, nu, erau niște meciuri în care noi băteam cu 5-0 pe Țara Galilor sau aveam 5-0 la pauză, știi? Adică, păi ce bă, nu mai, băi, stai puțin că acum nu mai bați pe Macedonia de Nord. Adică ăla 5-0 ar trebui să ți se pară, să știi, Everest tot timp. Și am fost cu Ducadam, am dormit în același pat, la 15 ani m-a trimis gazeta, îți dai seama, eu un copil aș vai de cap cu niște pantaloni bufan și cu pantofi de aia cu ciucurei. Cu Helmut Ducadam la Sevilla, reeditarea 15 ani. Aia Helmia mea a fost aici? Nu. Deci eu mergeam cu Ducadam pentru prima dată pe stadionul în care apărase 4 penalti. Cum adică n-a mai fost? Așa le... Păi nu mai fusese din 86 până în 2001. A, nu mai revizitase? Nu mai revizitase. 15 ani trecuseră. Lăcătuș, de exemplu, jucând la Oviedo, s-a mai dus și a jucat contra Sevilla. Da. Bali, jucând la Burgos, s-a mai dus și a mai jucat. Da. Ducadam n-a mai apucat? N-a mai apucat, că a avut problema aia cu anevrismul, că l-a împușcat Nicu Ceaușescu la o vânătoare și știi... Și ce a simțit Ducadam la 15 ani? Nu respira. Nu respira. A intrat în templu. Emoții, na. Cu mânușile originale n-a apucat să le vândă. Eu tremuram, Ducadam tremura, era un tremurici non-stop. Că eu eram cu domnul care cu 20 de ani înainte ieșisem pe stradă. La mine a fost unul...
atât de frânt în seara meciului că a strigat în continuu: hai Rapidul, Rapidul, Lețu! Până i-a zis urmă, steaua la Liga Campionilor, hai Rapidul, suflă într-o goară, vecinei! Deci în seara în care steaua câștigase cu Liga Campionilor, Liga Campionilor, Cupa Campionilor Europeni. Partera țipată în continuu, trăiască Rapidul, Lețu! Cu o goară, așa avea ca o vuvuzelă spart. Era abia dinaintea meciului. Urchiule, intră în casca, bătu steaua, lasă că Rapidul, Lețu! Aha, Rapidul! Și adică sunt foarte multe din astea care îți rămân pe retină, în momentul în care Xavi Pascual te privește noi și spune: eu am învățat handbal de la voi românii. Ușor că m-a luat inima. Păi cum ați învățat? Berbece, stângă și Zaharia? Păi cum că n-aveați YouTube după niște desene? Și am vrut să zic: bă, Xavi, dacă Mata e furat de la noi, noi de ce n-am putut bre furând de la Mata după 92 încoa? Faceți și noi niște handbal ca lume. Hă? Că s-a dus Nea Cristi Gațu și a făcut cu, și a scris pe Batistă, făcea cu din alea în față la minister: făceți-ne bă și nouă o sală, că în 74 eu am jucat mânia și suntem în 2000 și ceva, hai să facem o sală, că pică alea de sus pe noi, n-avem sonoriz, n-avem vestiare, nu curge apa caldă, hai să facem, n-avem o sală polivalent. Și iete că ți-a dat, Doamne, trei meciuri, trei echipe calificate și te uiți la ele, la una dintre ele. Toate din București? Că poate te duci pe la Cluj să joci. Înțelegi? Cum ar fi? Și tot din astea, și noi tot nu ne trezim, dar nu ne trezim niciodată că cine ar investi în sport? De ce investi în sport? Păi ca să, ce unde mă să creștem? Mâncăm și urmă și bem apă cu întuneric. Și vrei să facem performanțe la... Mă, să duce aia Baboi, care este, arată și bine, e senzațional, frumoasă de pică. Campioana noastră, deci s-a apucă să alerge pe culoar numărul 1 și a zis că sunt 3-4 grași, nu că am avea ceva cu ăștia dolofani, care aleargă și ei. Și a zis: băi, eu vă rog frumos, mai sunt 7 culoare aici la Iolanda Bala Suter, la stadion. Vă rog eu frumos, eu sunt campioană europeană, am să mă pregătesc. Dar ce, mă, noi ne-am dat-o banii aia și pagă la portar? Ce e așa figurile astea în cap? Alergăm toți aici. Păi zice, eu când prind fuleu, l-aș prind prin 30 la oră. Dacă intru într-un dolofan ca matale, murim amândoi. Și atunci merge la antrenament cu prietenul ei ca să nu se ia de băi, dar ce caștac, ce fundușor ai mâncat iar tata, ce bucușoare, a? Și ea este campion european. De atâta putem noi. Bă, nu mai extrapola. Ia duceți-vă, mă, acolo și vedeți. Aia este ca... N-are unde să antreneze. Cătălină, dar crezi că umorul ăsta al nostru ne-a făcut bine? Da. Sau mai asta mult? Ne-a salvat. Ăsta ne-a salvat. Pentru că, așa cum spunea Cornel Dinu, a zis: băi, Dinamo, voi ați văzut unde este așezat? De ce i-ați retrogradat? Și a zis: noi suntem așezați între spitalul de urgență și circul de stat. Ce ați vrea de la Dinamo? Și gata, uite, am râs și cu tăi. Parcă trece mai ușor. A zis: fiate, vine germanul, pune mingea, face așa. Fie pipe 2 luat așa, cu tangent, cu cutare, acolo sus tot dă, acolo tot dă. Vine japonezul, zice: băi, ultima tehnologie, fiate, la gheată, trebuie să ai șpițul așa, bomeu. Vine italianul, să perciunează, ia o tonă de gel, a zis, își dă pe stângul, își dă pe dreptul, se face frizura, vine. Vine românul, se întoarce și dă cu călcâiul. Da, așa este. Dar ăsta ne-a făcut bine peste tot. Am citit, uite, apropo de treaba asta, umor vorba ta. Aici nu e de umor, dar tot e ocat. Zice așa: Ștefan cel Mare își dă pe prima lui fiică pe Olena. Dom'le, cum erau atunci, facem alianță cu cine? Cu cnezatul rusesc, cu cneazul Ivan cel Tânăr, fiul lui Ivan Ivanovici, care, bă, era barosanul pe Rusia. Gat. Și să face safteaua, vine ăla trimis așa cu tare și zice: acum să plece Elena, să plece prin Polonia. Și Cazimir Iagelo al patrulea zice: nu trecem nimeni pe aici. Cum să nu treacă? Păi stai puțin, voi de când faceți mă alianțe peste capul meu? Că tu trebuie să-mi fii mie vasal. Ce face Fane? Fane dă telefon lui Hanu Tătar, bă, ăla nu mă lasă să trec pe ele. Ia du-te mă, dă-l sperie un pic. Și ăla face două incursiuni și le ia la ălea, femeile și bă, gata mă, poate să treacă, zice, pe la noi. Și trece Elena și o tratăm ca pe... Asta ne-a salvat întotdeauna. A zis Fane, stai un pic, avem o soluție. Știi? Nu e de umor. Dar vreau să zic, a zis, bă, cum trece asta să ajungă la Moscova? Ăla zis, nu treceți pe la mine, mă. Păi pe unde? Nu treceți, mă. Păi faceți alianță așa peste cap. Tu ești vasal mie. Tu te împrietenești cu rusul ca să-mi faci mie în ciudă, nu trece nimic. Ce facem, tată, că aia trebuie să ajungă până în ianuarie să căsătorească cu ăla de ziua Sfântului Filip? Am o idee. Vorbesc cu Hanu. Hanule, du-te peste ăla un pic. Și să duce și, da? Petrache Poenaru, parcă am mai povestit, și a zis Petrache Poenaru, îi dăduseră o sabie și să tăia cu oia, cu pandurii, cu tare, până a zis Tudor Vladimirescu, vino mă încoace un pic. Băi, Petrache, am auzit că îi tai pe ei noștri, că tu ești chior și nu vezi, că l-ai împungea și pe ei noștri. Bă, tată, tu nu ești făcut mă să fii haiduc și pandur și asta. Tu ești băiat deștept. Du-te, bă, la Viena și la astea și studiază. Și vine ăla cu pic, inventează stilou și așa mai departe. Pixul, și ce a inventat el?
Toate astea sunt, dar noi, astea sunt, pe Caragiale l-am plimbat o lună cu Sicriu, că a zis, cine mă să scrie că e lui Caragiale? A plecat de unde a murit el din Germania, a plecat în Viena prima dată. Bă, nu, în partea elaltă trebuie, nu spre Viena, acolo, spre București. A ajuns la Predeal. La Predeal, când a ajuns, noi nu eram uniți la 1900 și că el a murit în 12 și până noi în 18. Și a zis, ce Sicriu ăsta? Nu știu, lasă-l mai aici în gară. Bă, trebuie să fie Sicriu ăstuia pe undeva. Și l-au trimis după aia. Bă, numai lui Caragiale putea să-i se întâmple să-i sărătăcească Sicriu. Deci noi tot timpul am fost așa, o bășcălie și o caterincă, dar asta ne-a salvat. Adică umorul pe noi nu ne îngroapă mai rău. Nu. Personajul principal din Baltagul, Vitoria Lipan, este jucat de o spanioloaică. De simbolul nostru este jucat de Margarita Lozaru, 69, și toate alea sunt traduse, sunt subtitrate cu voce. E Margarita Lozano. Am vorbit cu ea, am găsit-o, a murit anul trecut, venerabil, 89-90 de ani, și ea face numai... Bă, tu nu ai avut o actriță? Păi nu, că a zis, e coproducție. Băi, lasă-mă coproducție. Simbolul românității care pleacă ea de acasă să-și caute bărbatul greu încercat sau poate chiar și mort. Această Hamlet feminină. Da, mă, eroina... Eroina supremă din literatura română. Din Miorița plecată din Cutare spanioloică. Iese Burebista, scoate hangerul, flăcăii mei ne atacă romanii la luptă și a zis, toți sunt beți că s-a făcut vinul. Tăiați viile și a zis, să mor eu. Păi n-avem hamei să facem bere. Dacă tai vinul, crezi că e vreo soluție? N-avem o țuică de prune. Aștia suntem noi. Că exagerăm, că nu știu ce. Dacă citim alu Florin Costiniu o istorie sinceră a poporului român, actul de la 23 august ne-a prins marți. Marți era ziua de schimbate a izmenelor. Pe noi ne-a prins în fundul gol actul de la 23 august. Nu putem face bășcălie pentru că sunt niște oameni morți. Dar noi când am întors armele, eram în curul gol. Aveam doar izmene, pe noi și mai eu. Înțelegi? Asta e istoria. Păi da, mă, dar noi am rezistat flăcăii la porțile Europei, apărătorii cu tare, corect și asta, hai să nu, știi? Dar bășcălia asta tot timpul, lasă-mă că merg, cum să zice, băi, unde poți să pui o sârmă, pierzi un colier, exact. Aiurea, și ce? Da, mă, merge! Adică să nu, uite, hai să ne aducem aminte de Dacia, nu scoteai ciorapul de damă de nylon și făceai din el curea ca să meargă ăla până la prima din aia, întotdeauna în borcanul de apă, în vasul de expansiune, puneai de la un pârâu. Ăia puneau distilată de 3 ori, lasă că merge într-un pârâu, oprea ăla, punea frână, coborai cu bidon, luai și cu de-a. Lasă-o, bă, că merge așa, ce distilată, lasă că nu îngheață, că e vara afară, e mai bună asta de pârâu. Da? Suflă-mă și mie în jiglior și așa mai departe și te descurcai. A rămas deci la umor suntem campioni, zici, nu... Eu zic că e, da. E greu să da. Ne... Să da. Ne și la umorul bun, pentru că tot timpul eu mă uit la Divertis, o dată pe săptămână Divertis. Adică eu am în sânge Divertis, dar am fost, cred că... În primii 3 fani din istoria României la Divertis. Ce revezi din Divertis? De exemplu, am văzut ieri, am văzut pe Valentin Gora care spune, eu am auzit că BBC-ul și Euronews-ul verifică știrile din 3 părți și eu de aceea pe la mine, pe frigider, am 3 televizoare puse pe Radio Rom, pe TVR1 și mă uit la ele, la toate 3. Dacă e așa știre, eu o cred. Și Pascu de alături zice, eu aș vrea să interviu puțin, pentru că domnul are o problemă mare de tot. Dacă televizoarele sunt legate paralel, sunt toate știrile ok, dar dacă e serie, ultima știre e mai proastă. Glume de politehnici și astea așa da, mai... Da, de ingineri. Da, ingineri. Bun, pe de altă parte, ai și vacanța mare cu glume, că nu trebuia să fie toți de glume de ingineri și așa mai departe. Dar ai fost la vreun spectacol la vacanța mare? La vacanța mare, nu. N-ai prins, nu? Nu. Am fost fan Divertis și mi s-a părut că... Nu vreau să fiu ipocrit. Adică sunt fan vacanța mare și fan Divertis. Uh-huh. Dar am zis, domnule, dacă am plecat tu pe... Tu erai cu Divertis. Da, Divertis. Divertis, adică le știam toate poantele, am la blog băieți când ne dăm startul și eu încep și spun una și el una. Și cred. Da. Și l-am avut invitat pe Silviu Petcu și m-am certat cu el când au avut astea la Sala Palatului. Nu, zice, noi am început la Sala Palatului după 94. Băi, Petcule, ați început în 92. Eu mă certam cu ăla de la Divertis care a avut ese spectacol, înțelegi? E podcast și spun, băi, fii atent, în 92... Îți spun și când, pe 5 decembrie ați avut, am venit îmbrăcat la sacou verde, eram verde brotac. Nu, noi 94 am urcat. Ia uite-mă cum o iau cu ăsta. Dar el era de la Divertis, înțelegi? Băi, Silvile, fii atent. Ascultă-mă. De unde să știe omul? Da. Ascultă-mă un pic. Zic, uite așa cu tare. A fost o vară în care a mers la Amiral la vilele la Costinești. A susținut un spectacol la Neptun. Da, pe ăsta mi-l aduc aminte. În iarna anului următor, da, mi-aduc aminte. Păi era 92! Nu 94, da, să poate. Și l-am întors până la anul și a zis, da, așa este. Dar mai ții minte vreo glumă din spectacolul ăla? Toate. Doamne. The Ducks Come From The Tracks. Și venea ăla. Rățoii provin din tiruri. Acolo este Ghighi Bejan. A apărut cu ochelarii și a zis, noroc că prostia nu doare. Noroc bun, că tocmai veniseră minerii. imense. Adică le țin minte pe toate. Adică eu pot să-ți recit acum, ai recit Șogun cap-coadă.
Alupascu. Balada Șogunului. Balada Șogunului, da. Recit-o un pic. Auzit ce sărea pe șapte cai de striga Osaka. Hai, nimeni nu-l putea atinge. Putea să plouă cu ninje. Băi, putea să plouă cu ninje. Ziua ninja. Noapte ninja. Dimineața ninja iară. Dar Șogun bărbat puternic, niți vântură pe afară, 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 afară. Dar ce zgomot se aude? Este mama lui Șogun, care vine printre dealuri după ea trăgând un tun. Tunul-i mic, dar dorul-i mare. Și ea vine pe cărare ca să-și vadă acum odorul. A, Șogun cu murtă calte, cam așa, că apăruse Șogun și era cartea așa. Și ce? Balada mamei lui Șogun, fragment din film, recitare. Publicitate. El se va sfârși. Va muri. Dar omenirea îi va cunoaște meritele. Deltar. O conservă pentru toate vârstele. Balada mamei lui Șogun, fragment din film, recitare. Șogun, Șogun, Șogunaș, dragul mamei copilaș, nu ți-a fost dor saracan de micuța Chicu-san, că la tine a venit. Și prag s-a potolit ca seară de dor și drag și-o făcut sepucul în prag. Păi de-aia mi-ar de mie, Chicu-san, am o mie. Corul fetelor Chicu-san, samuraie. Suntem fete samuraie la... Nu vă luați după straie la... Nu-i mătase naturală la... Cor murit viermi în școală la 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 la... Și așa mai departe. Incredibil. Dar eu țin minte fragmente din asta. Asociația păsărilor mici fără frontiere. Tu îți dai seama, și a zis, mergeam după ele până la graniță. După cine? După păsări și le urmăream. Păi de ce până la graniță? Ne dobora grănicerii. Cum, domnule, vă dobora grănicerii? Cu antiaeriana. Adică erau și glumele, înțelegi? Erau foarte aveau, ei erau invitați la gala Uniter. Vă rog frumos, oameni buni, în care cameră? Mă uit acolo. Băi, vă rog din suflet, nu fără băi. Uitați-vă la YouTube gala Uniter. Când dă ăla cu camera așa, George Constantin, Mihăiță, Maia Morningstar. Ei au spus, primit doamna Maia Morningstar. Ei au zis, da, Divertis? Da, Divertis. A zis, ce actriță vă place? Actrița care a jucat în filmul Cântarul. Nu Cântarul, Balanța. Balanța. Nu, Cântarul, Balanța e fabrica. Balanța e sa, Cântarul e filmul. Haideți, domnule, cum Cântarul zice. Da, l-am urmărit de multe ori și mi-a plăcut foarte mult că joacă doamna Maia Morningstar. Dar era în sală, râdea de nebunea, o văd și acum, atunsă scurt. Erau niște greuceni acolo. Domnule, hai potoliți-vă că nu... Știți cine a făcut, da? Cine a făcut? Cine este? Ilie Pintilie. Domnule, Ilie Pintilie la comunistul mor la Doftana și așa mai departe. Glumele erau de așa. Uite și glumele s-au pierdut. S-a pierdut băutura lui Pancu. S-a pierdut fotbalul, s-a pierdut respectul, s-au pierdut glumele. S-a pierdut tot. Păi bine, mă, știi că era bancul pe vremea lui Ceau, vindem bilete București-Frankfurt. Și a zis, duși întors, cu proștii nu stăm de vorbă. Cu dobitocii nu stăm de vorbă. Să mor dacă n-am ajuns în situația asta. Înțelegi? Adică avem bilete București-München, duși întors, bă, cu dobitocii nu discutăm. Exact așa este și acum. Dar umorul ăsta ne ține în picioare. Să nu uităm că unde era la Țiriac Auto sau aia a zis, bă, la noi nu e cu lasă-mă că merge așa. Deci noi am transformat asta, adică ei voiau să spună că bă, la noi nu merge cu lasă-mă că merge așa, da. Și troncă, știi? Am transformat asta în virtute. Deci românul, prin ce este el șmecher? Prin faptul că, bă, o rezolvăm. Păi da, mă, dar nu se poate. Bă, ascultă pe fratele tău că o rezolvăm. Punem o sârmă și urcăm dealul cu ea. Corect, e bună și treaba asta. Dar cât să meargă așa? Uite. Uită-te la ăștia, la sportiv, la acum aici noi facem bășcălie și râdem și așa mai departe, dar hai să ne gândim ce se întâmplă când operează medicul ăla și n-are cu ce să opereze. Când te cheamă ăla cu auzi, aveți niște ață să când să vă cos, să vă... Acolo nu mai trece, acolo nu te mai salvează. Acolo nu mai merge cu hai să râdem, da? Și vine ăla și la copii ăștia suntem analfabet funcțional, deci tu citești acolo pe ăla de farmacie și zice, a se lua după masă. Și te duci după masă și te ascunzi, băi, nu, după masă aia, știi? Acolo nu mai e de râs. Deci s-au pierdut, ai văzut, Mihai, că s-au pierdut 40.000 pe parcurs, au absolvit 140.000 și doar 100.000 s-au înscris la evaluare și sau la ne lăudăm cu, mă rog, o rată de asta de promovare foarte mare, da, a bacalaureatului. Pentru că prea fusese în ultima perioadă. Mi-a zis un elev de clasa 10-a, uitându-se peste subiectele bacalaureat, pe le făceam eu cu 10 clase. Avem rata de natalitate 1,2, suntem pe loc 199 din 210 țări. În 2054 o să fim 13 milioane. Deci nici măcar nu mai suntem iepuroi. Da? Păi da, mă, dar de unde știi tu? Băi, pe brază de previziune. Anul viitor suntem 8 miliarde.
în lumea asta. Pe planetă. Pe planetă. Deci așa cum au nimerit-o băieții ăștia, primul miliard în timpul războiilor napoleoniene 1812, după, când nu se știa, după aia primul miliard, al doilea miliard în 1927, când deja gata se număra. În 74 suntem 4 miliarde, în 99 suntem deja 6 miliarde. În 2011, 7, 2023, 8 miliarde. Din astea 8 miliarde venea Ceaușescu cu al 23 milioane cetățean născut în decembrie. Este nășit de către Sorin Oprescu. Sorin Oprescu a fost chirurgul care a scos din pântecele doamnei pe cetățeanul cu numărul 23 de milioane. Serios? Deci, cetățeanul României cu numărul 23 de milioane. Năstase Elena Ionela. Năstase Ionela doar și pentru că a fost ținută în brațe de Elena Ceaușescu. Nu, normal că trebuia Năstase Elena Ionela. În ce an s-a născut? 1987, născută la spitalul cu chirurgul Sorin Oprescu. Cetățeanul 23 de milioane. După aia la recensământ, așa, 2011, am pierdut 3 milioane pe drum, suntem 20, că băieții din Spania, că băieții din Italia, că nu știu ce. Vedem și cât iese acum la recensământ. Da, 2054, 13,9 milioane. Deci ajungem, la România dodulață în 1930 eram 18 milioane. Deci ajungem sub ceea ce eram în 1930. Da? Ăla trenul face 2 ore cât așa, a venit chinezul și a întrebat cât faceți de la București la Arad. El a zis 11 ore. Să nebunesc, e mai mare țara voastră ca China. Ăla face 2 ore, ăla făcea 2 ore și un pic, n-ai niciun stadion, n-ai niciun bazin, n-ai nimic, a 40.000 de oameni să pierd dintr-o mână. Deci ăștia nu s-a adunat în 10 ani. Dintr-o mână, a zis cât ați atolit, 140, cât s-au înscris, 100. Păi stai, că lipsesc 40.000. S-a pierdut pe drum. Băi, nene, cum să piardă 40.000 pe drum? Nu s-au dus să dea. Cum ce? Să 40.000? 40.000 de oameni la învățământ, la, în fiecare an, e bacul schimbat, în fiecare an, tu nu știi, acum nu mai sunt alea de clasa 8-a, nu mai e 5-8-ul. Au învățat ăia degeaba. Da, tocmai am văzut că fetele mele dau capacitatea, evaluare națională anul viitor și nu mai contează. Deci ale tale s-a 7-a? Da. A 7-a spre 8-a? Da. O avem grea anul ăsta. Doamne ajută. Dar nu mai contează mediile. Nu mai. Adică, ei trebuie să învețe pentru orgoliul exact. Lor. Nu-i mai obligați, mă. Păi n-a zis, mă, că să învață și așa mai departe. Mai vine o învățătoare de la Bacău care zice că nu-i normal să faci festivitate de premiere. De ce să dai premiu? De ce să dai premiu? Că ceilalți? Păi ceilalți n-au trecut de 4 ori pe la școală. Cu toată stima și cu respect. Și pe ăștia întorci cu cearceaful. Auzi, dar la europenele astea de juniori la natație, nu e nasol să-l urce de atâtea ori pe podium, da, pe David Popovici, că săracii ăia, alți copii, da, să plece pe la ei. I-a dat toate medaliile de aur, mă? Da, mă. Știi că în prima zi la Olimpiada am luat 3 medalii, în a doua zi 4 și în a cincea zi ne-au prins. Așa și aici. Bă, stai puțin, ăla e munca lui, bă, nenicule, ăla să scoală la 3. Mie nu mi-e să stai din casă, să scoală la 3:30 să mănânci. Ca să ți se producă digestia ca lumea la 5:30, ducă n-o să nu-ți facă greu în cioarele antile. Și chiar dacă te-ai trezit la 3:30, cine să trezește la 3:30 și să-i fie și foame, să aibă și poftă de mâncare? Ești năuc, nu știi pe un soapuș, nu nimerești butonul ăla, bagi degetele în priză când s-a prins becul. Mai departe. Dar ăștia sunt geniile, că geniu înseamnă, după părerea mea, numai să știi să sindă X la supracost de X. Ăștia sunt, nu știu, miracole sau cum vrei să le spune. Pe partea asta, la altă, ăsta e la început, dar miracol este și Ana Maria Brânză. Ana Maria Brânză, care după 4 jocuri olimpice putea să lase, operată. Și a zis așa, și ea și Larisa Iordache, că sper, că cred că ți-a spus. A zis, bă, noi avem cu pandemia asta un noroc senzațional, care, că ne refacem într-un an. Băi, stai, mă, cu minte, mă, că tu ești ciuruit. Exact. Avem un an la dispoziție. Avem un an, că nu e 2020. Și zic, băi, Ana, băi, Larisa, voi v-ați gândit la treaba asta? Da, mă, și a fost un pariu personal. Haide, mă, că ne calificăm la Tokyo. Ce-o fi tată în sufletul oamenilor? N-ai, nu te-ai lăsa? Ești cu o firmă de pariuri sportive, ai 4 olimpiade, ești campion olimpică, angajată la club, hai, tăticule, să mai văd și eu țara, lumea, să mergem în excursii, Maldive, Seychelles, Guiana Olandeză, Guinea, deci așa. Nu, hai să mai prindem o olimpiadă. Știi cum vorbim noi acum cu tine? Băi, Mihai, prindem-o și noi ultramaratonul ăla de săptămâna. Hai, nu, să dăm decembrie. Da, mă, oprișere. Ce, mă, 100 de kilometri, da, hai, mă, că-i facem de naibii să dăm. Nu, tăticule, și ăștia sunt miracole. Avem antrenorul național din Malawi. Este român, am vorbit cu el, antrenorul de fotbal, și a calificat în primele 8 echipe de la Cupa Africii. Stai un pic, antrenorul național de fotbal... Neamarinică, de la FC Argeș. Da? Da, dus acolo. Nu scrie nimeni de el, nu vorbește nimeni de el. Avem băiat. Deci antrenorul statului Malawi. Naționalei Malawi. L-am prins pe telefon, Malawi.
Halloween. Mai, nu știa. Dar știai ca jucător în România? Da. Auzisem, nu putea, de îmi dai poza, nu-l recunoșteam. Da. Avem un băiat care a zis așa, băi, știi ce aș vrea, mă, să fac în viitor așa? Bă, să urc și pe Everest, să cobor și să mă duc și pe Loțe în 24 de ore. Două vârfuri 8.000 are, 1.848 la 8.000. Păi și ție se miese, mă. Bă, dar de ce faci, mă, nebunia? S-a dus până pe Everest, a coborât, a tras aer, a mers și în partea ei. Și a zis, în 24 de ore am făcut asta. Oamenii ăștia, ăla sare de la 27 de metri. Poc. Pe niște stânci. Oamenii ăștia își depășesc limitele. Păi cine îi obligă, mă, oprișene? Nu îi obligă nimeni. Că nici pe ăsta nu-l obligă să scoare la 3.30. Poate să scoale la 9. Să uită pe Netflix, mai trage două greungioare, să culcă la loc. Nu trebuie să ducă să bage 60 de bazine la Lia Manoliu. Dar el, așa a fost dintotdeauna, îi place ceea ce face, să nu-ți bagi joc de el. Aici e problema. Că la un moment dat o să zic, auzi, eu am făcut reumatism în cavar, tata. Eu nu mai pot, mă, să mai înot în apa asta gheață. Dă, bă, și mie un bazin cu apă încălzită, fă-mi și mie la 30 de grade. Doamne ferește să întoarcă David Popovici de la vreun concurs de ăsta internațional cu medalie de argint. Da. L-am nenorocit. Da. Deci l-am... Păi atât ai putut, mă, acolo. Păi cum, mă, te-ai dus la aia la Peru sau la Roma și atât ai putut, mă, băiatul meu? Păi la ce condiții avem? Ziceți, bă, mersi că prindem primele 10 locuri, că uite-te la fotbal, uite-te la basket, lasă numai fotbal. Uite-te la handball ce s-a întâmplat, mai vorbit de 100 de ori. Ăsta este exemplul meu. Eu n-aș știu că național, exagerez acum, că Danemarca are echipă națională de handball, de basket feminin și ne-au bătut. S-au adunat trei hamletiene din alea și cu doi așa, ținut un craniu în mână, hop și ne-a curentat. Pentru că noi, bă, nici basket nu mai avem, frate, nici și așa mai departe. Adică sunt foarte multe chestii din astea care nu mai poți să le înțelegi. Bun, cât poate să mai fie miracol? Cât poate să mai fie? Foarte, 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 foarte puțin. Cât poate să mai ducă oamenii ăștia să mai tragă de ei? Ăla vine și spune, care a fost cel mai mare regret al vieții tale? Păi, pentru că n-am acceptat o bursă pe care o aveam în state. De ce n-ai acceptat? Am iubit România. Haide, mă, fi serios, nu mai fi ipocrizit, de ce n-ai acceptat? Pe cuvântul meu, că am crezut că România și că fac aici. Deci pe tine te căutau niște băieți din stat, da, vreau să fac o echipă de tenis la Stanford, unde? Așa am înțeles. Și erau cu băieții, tot jucau ei așa între ei și ăștia n-aveau. Și au vrut să mă ia acolo și să pot să studiez în continuare jurnalist, ce îmi plăcea mie să fac, spunea sportivul. Adrian Cruciat, adică să nu dăm, știi? Și a zis, uite așa, 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 așa. Și a zis, bă, merge mai departe. Mai departe unde? În România. Păi de ce ai rămas în România? A zis că poți să fac aici. Și ai refuzat Statele Unite, da, am înțeles. Camelia Potectu, bă, eu după 5 ani de Franța mi-a zis să ia să rămân acolo, că închid granițe nu mai mă las. Și am venit în România să fiu președinte de federație. Da, ok, foarte. Tu, Victor Hănescu, bă, avea Miami și 4 ani de Muratoglu și de ăștia. Și am vrut să fac o academie de tenis aici, pe Voința. Și nu mi-a ieșit ca asta. Băi, bravo, felicitări cu tare. Mă, nu poți să le spui, bă, nu mai veniți acasă, rămâneți toți acolo, toți care aveți succes, plecați și noi să rămânem aici, că nu vă merităm. Da, dacă într-o zi va veni David Popovici și va spune... Că a rămas în state, ce facem? Că acolo iau bazinul cald. Trădătorule. Trădătorule. Iau bazinul mai călduț un picuț, știi? Hai, mă, te plângi la de asta. Da, da, ăștia, bă, pe vremea lui Ceau. Păi exact. Asta e ideea, mă, să ne întoarcem în 72. Mai evoluăm și noi un pic? Nu. Îți mulțumesc mult de tot. Domnule Oprișan, sper să nu vă retrageți de grabă din activitate. E activitatea competițională. Nu mă dau pe unul tânăr! Cum scria cineva în comentariile podcastului anterior, e bunicul pe care mi l-aș fi dorit să-l am și nu l-am avut. Chiar mă dor toate, deci e ok. Da. Nu se referă la vârstă, ci la înțelepciunea dumneavoastră pe care o purtați. Exact cum ai spus și tu, și să înțeleagă bine oamenii că e alu Șanford asta, nu este alu Charlie Chaplin. Cea mai rosită dintre toate zilele noastre e cea în care n-am râs. Sper că ați râs și că n-ați rămas cu... În râsul ăsta, râsul plânsul ăsta din România, sper că ați rămas cu râsul. De toate celelalte ne ocupăm prin muncă zilnică și silnică pe care o prestăm fiecare în domeniile noastre. Cătălin face o treabă foarte bună și pe as.ro și pe Antena 1, dar și pe podcast. Corect. Cum a spus și meșterul Rebenciuc, Dumnezeu să-i dea sănătate, cum zice în Balanța? Bă, dă bine de rău, românul se descurcă tot timpul. Știi asta? Dă bine de rău, dar care ți se pare că e gluma care caracterizează cel mai bine? Aia cu care am spus-o și data trecută, poporul cu copacul. De departe, păi de la că nu vine noi, nu mai punem copacul. Mie mi se pare. Aia nu există. Adică exprimă... vivacitatea, de elocința,
tot ce vrei tu a poporului român. Deci dacă nu știți gluma cu copacul, consultați primul podcast cu Cătălin Oprișan. Sunt mult mai multe din astea care caracterizează poporul român și am povestit atunci cu Călinescu, nu, apropo de Florin Călinescu, care a zis, bă, vine Miorița. În primul rând zice, cine vorbește, mă, cu oaie, trăi țar familia ta. Și vine oaia și zice, Barosane, fii atent, că diseară doi ți-au pus gând rău, te omoară și iau toate oile. Așa. Pe cum așa? Eu ți-am spus ce se întâmplă. Germanul ce face? Pune mâna pe pușcă, să pune în fundul patului și unde sunt aia doi, mă, care vin? Păi dar nu-i ciuruiesc, mă, nu. Americanul ce face? Conform amendamentului numărul 2, e pe pământul meu, da? Cu tare am scos pistolul la mână. Japonezul să pregătește karate. Românul ce zice? Să mă culci, fac cu să-mi fluiere cu drag și... Băi, vine ăla, fă ceva diseară! Nu, dacă așa e scris, nu putem să ne... Dar dă-i măcar un pumn în gură, ia un satâr, poate puneți parte în parte unul ăla. Dar dacă e să mă omoare, te rog frumos, să încânte și luna și stelele, ele să-mi țină cu luna. Băi, românule, vine ăla diseară, încearcă și fă ceva. Da, dacă așa e scris, nu cred că putem să luptăm cu destinul. Da, ai încercat? Nu. De ce? Nu se poate. A scris și Miorița, ai balada poporului, să ai grijă de mine când mă omor. Păi tocmai îți spun că poți lupta să faci ceva, poate nu te omoară. Dacă așa e scris în stele cu destinul, nu te pui. Păi pui la altul nu-i omoară. Asta e, în alte țări ori avea alt tip de baladă. La noi, dacă avem balada asta, asta e. Să mă ierte Dumnezeu. Păi poți să... Și așa mai departe. Sunt multe, discutăm până mâine dimineață, da. Știi? Dar exact cum am zis, hai să o lăsăm pe asta cu cea mai rosită e aia în care n-am râs, să încercăm să râdem dintr-un banc, din ceva, cu orice găsim, alea cu la vazlui ce am la spate, un toporaș, știi? Asta e floarea de 8 martie. Știi, glumele astea, râdem, ăia râdă, nu știu ce, ăia cu tare ce a murit că a băut un pahar de vin la vazlui. Cum să moare într-un pahar de vin? Da, ce era lui Frasu. Îți mulțumesc mult de tot. Vezi cum a te... Au, ce pune că n-avem bazine. N-avem atârnat cu două bani. Hai, noroc, hai să mai bem apă cu tunerii. Și cu ce a rămas lumea? Da. Mamă, ce bine am râs, da? La podcastul ăla cu Oprișan. Să mai chem Orare. Exact, Orare, cheamă-l, lasă-mă că facem lui bazin de lucru șutere de rugby. E bun, mă, ne face să râd. Cheamă-l, Orare, încă o dată că mai râdem și noi. A fost fain și simplu. O vară frumoasă, incendiară tuturor. Cu incendiar, nu mă tăia, mă, un pic. Cu incendiară, știi ăla când sună și zice e foc lângă mine, arde ceva. Și zice, dumneavoastră a descoperit focul? Nu, Prometeu, zice, dar ce legătură are? Tăiați-l, mă, frumos. Luați-mă! Mai zic un cuvânt, mai... La revedere. Sănătate. Știi, Vâmbrancu, la revedere? La revedere, vă spune că la retrogradare. La revedere. La revedere.